Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu o nouă carte scrisă de Florence Covelșin, Ușa secretă către succes, carte publicată în anul 1941. Sper să vă fie de folos, mie mi-a plăcut foarte mult, îmi place foarte mult cum scrie Florence Covelșin, rezonez cu, cu învățăturile ei, sunt de acord cu tot ceea ce spune, așa încât vă invit la o nouă carte scrisă de aceasta. Vreau cu tot din adinsul să le am pe toate pe canalul meu, chiar dacă poate mai există și pe alte canale. Fac acest lucru, nu știu, pentru mine în primul rând, pentru că îmi place foarte mult cum scrie Florence Covălșin. Ca să nu mai lungesc vorba, vă aștept pe grupul privat de Facebook Îndrăznește să crezi tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici. De asemenea, dacă n ați dat subscribe, apăsați butonul, Nu o să vă pară rău, dați share și like la final pentru ca cât mai mulți oameni să ajungă la acest canal și... Sper să vă placă această nouă carte. Capitolul 1. Ușa secretă către succes Atunci au trâmbițat preoții din trâmbițe și cum a auzit poporul glasul de trâmbiță, a strigat tot poporul împreună cu glas tare și puternic și s-au prăbușit toate zidurile în împrejurul cetății până în temelie și a intrat tot poporul în cetate, fiecare din partea unde era, și-au luat cetatea, ni se spune în cartea lui Iosua Navi în 6 cu 20. Un om de succes este întotdeauna întrebat care e secretul succesului tău. Oamenii nu-l întreabă niciodată pe un ratat care e secretul eșecului tău. Este destul de ușor de văzut și oricum nu interesează. Oamenii vor cu toții să știe cum să deschidă ușa secretă către succes. Pentru fiecare om există succes, dar acesta pare să stea ascuns în spatele unei uși sau al unui zid. În Biblie am citit despre minunata poveste a căderii zidurilor ierihonului. Sigur că toate poveștile biblice au o interpretare metafizică. Vom vorbi acum despre propriul tău zid al erihonului, zidul care te separă de succes. Aproape fiecare om a ridicat un zid în jurul propriului erihon. Cetatea aceasta în care nu poți să intri adăpostește mari bogății. Succesul tău conceput prin puterea divină, dorințele împlinite ale inimitale ce fel de zid ai ridicat în jurul propriului erihon. Adesea este vorba despre un zid clădit din resentimente. Resentimentele față de o persoană, față de o situație care stau între tine și binele tău. Dacă ai eșuat în viață și nu trești resentimente față de succesul altuia, nu faci decât să împiedici succesul să vină la tine. Eu am oferit următoarea afirmație pentru a neutraliza invidia și resentimentele. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru alții, face acum și pentru mine și chiar mai mult de atât. O femeie era plină de invidie deoarece prietena ei primise un dar. A rostit această afirmație și a primit un dar identic plus încă un cadou. Zidurile Erihonului s-au prăbușit atunci când copiii lui Israel au strigat. Când rostește o afirmație a adevărului, propriul zid al Ierihonului începe să se clatine. I-am oferit unei femei următoare afirmație. Zidurile lipsurilor și ale amânărilor se prăbușesc acum, iar eu pășesc binecuvântat pe propriul tărâm al făgăduinței. A avut imaginea via a pașilor ei peste un zid năruit, și-a primit aproape imediat demonstrația binelui ei. Cuvântul realizării este cel care produce o schimbare în viața ta. Căci cuvintele și gândurile sunt precum undele radio. Când ești pasionat de munca ta, de ceea ce faci, ușa secretă către succes ți se va deschide. Cu câțiva ani în urmă, a mers în California pentru a ține câteva cuvântări la diferite centre. Am traversat astfel canalul Panama, iar pe vas am întâlnit un bărbat pe nume Jim Tully. Ani de zile acesta fusese un vagabond. Își zicea regele vagabonzilor, însă a fost ambițios și a început să studieze. Avea o imaginație bogată, așa că a început să scrie povestiri inspirate din viața lui de vagabond. A scris cu plăcere și a devenit un autor de mare succes. Îmi aduc aminte de o carte scrisă de el, care a fost și ecranizată, intitulată Outside Looking In, adică privind de afară înăuntru. Acum este celebru și bogat și trăiește la Hollywood. Ce anume a deschis ușa către succes pentru Jim Tully? Scriind despre viața lui și fiind pasionat de ceea ce făcea, a valorificat la maximum perioada în care a dus un trai de vagabond. Pe vas am stat cu toții la masa capitanului, iar asta ne-a oferit ocazia să stăm de vorbă. Doamna Greystone era și ea pasageră pe vas. Scrisese The Bitter Tea of General Yen, ceaiul amar al generalului Yen și mergea la Hollywood pentru a o ecraniza. Trăise în China și de aceea fusese inspirată să scrie cartea. Acesta este secretul succesului, și anume ca tot ceea ce faci tu să fie interesant pentru ceilalți. Fii tu însuți interesat de ceea ce faci, iar ceilalți te vor găsi interesant. Buna dispoziție, zâmbetul Deschidă adesea ușa secretă. Chinezii spun, cei care nu știu să zâmbească, să nu-și deschidă o prăvălie. Succesul unui zâmbet a fost ilustrat într-un film franțuzesc în care Chevalier a avut rolul principal. Filmul se numește With a Smile. Unul dintre personaje ajunsese sărac, mohorât, aproape o epavă. El a întrebat pe șevalie: La ce mi-a folosit cinstea? Șevalie i-a răspuns: Nici măcar cinstea nu te poate ajuta fără un zâmbet. Așa că omul se schimbă pe loc, se înveselește și ajunge un om de succes. Dacă trăiești în trecut, dacă te plângi de necazuri, vei ridica un zid gros în jurul ierihonului tău. Dacă vorbești prea mult despre afacerile tale, risipindu-ți forțele, te vei trezi în fața unui zid înalt. Am cunoscut un bărbat deștept și capabil, care era complet ratat. Locuia împreună cu mama și cu mătușa lui, și am aflat că, în fiecare seară, când luau cu toții cina, el le povestea acestora tot ce se petrecuse la el la birou în timpul zilei. Le vorbea despre speranțele, temerile și eșecurile sale. I-am zis, îți risipești forțele vorbind despre afacerile tale. Nu discuta despre treburile de la birou cu familia. Tăcerea e de aur. A făcut precum i-am spus. În timpul cinei a refuzat să mai vorbească despre ceea ce se întâmpla la serviciu. Mama și mătușa lui erau disperate, că își le plăcea la nebunie să știe totul însă tăcerea lui s-a dovedit a fi de aur. Nu la multă vreme după aceea, i s-a oferit o slujbă plătită cu 100 de dolari pe săptămână, iar în câțiva ani avea un salariu de 300 de dolari pe săptămână. Succesul nu e un secret, ci un sistem. Mulți oameni se găsesc față în față cu zidul descurajării. Curajul și rezistența fac parte din sistem. Citim despre asta în poveștile de viață ale tuturor oamenilor de succes. Am avut o experiență amuzantă care m-a făcut să observ lucrul acesta. M-am dus la un cinematograf ca să mă întâlnesc cu o prietenă. În timp ce o așteptam, am stat lângă un băiat care vindea broșuri și strigara oamenii care treceau. Cumpără broșura completă a filmului cu fotografia ale actorilor și informații despre viața lor. Majoritatea oamenilor treceau fără să cumpere. Spre marea mea surprindere, la un moment dat s-a întors către mine și mi-a zis: Ei bine, asta nu e o mare afacere pentru un tip ambițios. După care a început un discurs despre succes, zicând: Majoritatea oamenilor renunță chiar înainte ca să li se întâmple ceva măreț. Un om de succes nu renunță niciodată. Sigur că mi-a stârnit curiozitatea și i-am zis: Data viitoare când vin, am să-ți aduc o carte. Se numește Jocul vieții și cum să-l joci. Vei fi de acord cu multe idei de acolo. Peste vreo săptămână sau două am revenit cu cartea. Fata de la casa de bilete i-a zis, Lasă-mă să o citesc eu, Eddie, cât timp vin sub broșurile. Bărbatul care verifica biletele la intrare s-a plecat să vadă despre ce era vorba. Jocul vieții, Sărnește întotdeauna curiozitatea oamenilor. M-am întors la cinematograf peste vreo trei săptămâni. Edi nu mai lucra acolo, își găsise o slujbă nouă, care îi plăcea. Propriul zid al erihonului se prăbușise, căci el refuzase să se lase descurajat. Noțiunea de succes sau izbândă e menționată numai de două ori în Biblie și de fiecare dată în cartea lui Iosua Navi fii dar tare și foarte curajos ca să păzești și să împlinești toată legea pe care ți-a încredințat-o Moise, robul meu. Să nu te abați de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să pricep toate câte ai de făcut. Să nu se pogoare cartea legii acesteia de pe buzele tale, ci călăuzește-te de ea ziua și noaptea, ca să împlinești în tocmai tot ce este scris în ea atunci vei fi cu izbândă în căile tale și vei păși cu spor. Să nu te abați de la ea, nici la dreapta, nici la stânga. Calea către succes este o cale dreaptă și îngustă. Este o cale a iubirii și a atenției totale. Atragi lucrurile la care te gândești foarte mult. Prin urmare, dacă te gândești mult la lipsuri, atragi lipsurile. Dacă te gândești mult la nedreptate, atragi mai multă nedreptate. Iosua a zis când vor suna din trâmbița de corn de berbec și când veți auzi sunetul de trâmbiță, atunci tot poporul să strige cu glas deodată și când vor striga ei, zidurile cetății se vor prăbuși. Atunci tot poporul să năvălească în cetate, plecând fiecare din partea unde se află. Sensul profund al acestei povești îl reprezintă puterea cuvântului, cuvântul tău care distruge orice obstacole și înlătură bariere. Când oamenii au strigat, zidurile s-au prăbușit. În bazmele și poveștile populare, care se trag din legende întemeiate pe adevăr, găsim aceeași idee. Un cuvânt deschide o ușă sau sfărâmă o stâncă. Găsim ideea și în povestea din O mie și una de nopți, Alibaba și cei patruzeci de hoți. Am văzut-o transpusă într-un film, la cinematograf. Alibaba are o ascunzătoare secretă undeva în spatele stâncilor, iar intrarea e posibilă numai prin rostirea unei formule magice. Sesam, deschide-te! Ali Baba stă cu fața la stâncă și strigă, Sesam, deschide-te! Iar stânca se dă la o parte. Povestea aceasta este una inspiratoare, fiindcă te ajută să-ți dai seama că și stâncile și obstacolele din viața ta se vor da la o parte atunci când vei rosti cuvântul potrivit. Să rostim, deci, afirmația: zidurile lipsurilor și ale amânărilor se prăbușesc acum, iar eu pășesc pe propriul tărâm al făgăduinței sub har. Capitolul 2: cărămizi, fără paie. Paie nu vi se vor da, dar numărul de cărămizi rânduit să-l faceți, ni se spune în ieșirea 5 cu 18. În capitolul 5 din ieșirea avem o imagine a vieții de zi cu zi, dacă îi dăm o interpretare metafizică. Copiii lui Israel erau robi ai faraonului, crudul conducător al Egiptului. Erau ținuți în sclavie, făureau cărămizi și toată lumea îi ura și îi disprețuia. Moise primise poruncă de la Domnul să-și elibereze poporul din sclavie. Moise și Aaron au mers la faraon și au zis către dânsul: Așa grăiește Domnul Dumnezeul lui Israel: Lasă pe poporul meu ca să-mi facă sărbătoare în pustie. Acesta însă nu doar că a refuzat să-i lase să plece, ci le-a spus că avea să le facă sarcinile încă și mai dificile: trebuiau să fabrice cărămizile fără să primească paie. Și-au ieșit căpetenile lor și slujba și poporului și au zis către popor: Așa zice Faraon, nu vă mai dau paie, mergeți voi înși vă și vă adunați paie de unde veți găsi, dar din lucrul vostru nu vi se va scădea nimic. Era imposibil să fabrice cărămizile fără paie. Fiii lui Israel erau asupriți de Faraon, erau bătuți pentru că nu produceau cărămizile și atunci a sosit mesajul Domnului. Acum duceți-vă dar și munciți. Paie nu vi se vor da, dar numărul de cărămizi rânduiți să-l faceți. Lucrând după legea divină, au putut să fabrice cărămizile fără paie, adică au reușit să realizeze ceea ce părea a fi imposibil. Cât de des se confruntă oamenii în viață cu o astfel de situație? În cartea sa Hints to Bible Students, sugestii pentru cei care studiază Biblia, Agnes M. Lawson spune: Viața în Egipt sub oprimare străină reprezintă un simbol al omului aflat sub oprimarea cruzilor tirani, care sunt gândirea distructivă, mândria, frica, resentimentul, reaua voință și așa mai departe. Eliberarea sub îndrumarea lui Moise reprezintă eliberarea pe care o dobândește omul față de tirani atunci când învață legea vieții, căci nu putem să ajungem niciodată sub har decât dacă ajungem mai întâi să cunoaștem legea. Legea trebuie făcută cunoscută pentru a fi împlinită. În Psalmul 111 citim în ultimul vers începutul înțelepciunii. Este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului. Dacă citim cuvântul Domnul ca lege, vom avea cheia afirmației. Frica de lege, de legea karmică, este începutul înțelepciunii și nu frica de Domnul. Atunci când știm că tot ceea ce trimitem în afară se întoarce la noi, începem să ne temem de propriul bumerang. Am citit într-o revistă medicală următoarele fapte care vorbesc despre efectul de bumerang de care a avut parte Marele Faraon. S-ar părea că, într-adevăr, trupul moștenește bolile transmise de-a lungul unui șir de generații, căci, după cum a spus domnul. Moniahan la o conferință ținută la Leeds, faraonul asupritor a suferit o pietrificare a inimii. Domnul Moniahan a prezentat câteva imagini incredibile care ilustrau rezultatele operațiilor chirurgicale efectuate cu o mie de ani înainte de Hristos, iar printre acestea se afla o imagine ce înfățișa chiar rămășițele anatomice ale faraonului asupritor. Artera care pornea din inimă era atât de bine conservată, încât a permis efectuarea unor secțiuni pe ea an mai târziu. Nu puteai să faci deosebire între artera veche și artera nouă. Ambele inimi fusese atacate de aterom, o afecțiune în care sărurile de calciu se depozitaseră pe pereții arterei, făcând o rigidă și lipsită de elasticitate volumul neadecvat al fluxului de sânge de la inimă a făcut ca artera să cedeze. Concomitent cu această afecțiune, existau schimbările care însoțesc un sistem arterial rigid. O îngustime a perspectivei, restricția și frica de întreprinde riscante, o întărire la propriu a inimii. Așadar, duritatea inimii faraonului i-a întărit inima la propriu. Lucrul acesta este la fel de adevărat astăzi pe cât era cu mii de ani în urmă. Cu toții ieșim din Egipt, ieșim din robie. Îndoielile și fricile tale te țin în robie. Te confrunți cu o situație care pare deznădăjduită. Ce ai putea face? E ca în cazul făuririi cărămizilor fără paie. Dar amintește-ți cuvintele Domnului. Acum duceți-vă dar și munciți paie nu vi se vor da, dar numărul de cărămizi rânduit să-l faceți. Vei face cărămizi fără paie. Dumnezeu găsește o cale acolo unde nu există niciuna. Am auzit povestea unei femei care avea nevoie urgent de bani pentru chirie, dar nu-i venea în minte nicio cale în acest sens, epuizase toate mijloacele. Cu toate acestea, pentru că era o adeptă a adevărului, a continuat să jurostească afirmațiile. Câinele ei a scâncit și a cerut să iasă afară, așa că i-a pus lesa și a ieșit pe stradă în direcția obișnuită. Însă câinele trăgea de lesă și voia să meargă în altă direcție. Ea l-a urmat, iar în mijlocul străzii, peste drum de un parc, s-a uitat în jos și a văzut un sul de bagnote, l-a luat și a constatat că era exact cât îi trebuia ei ca să plătească chiria. S-a uitat la anunțuri sperând să-l găsească pe posesorul acelor bani. Prin preajmă, nu se aflau case. Mintea rațională, intelectul, reprezintă stăpânirea faraonului asupra conștiinței tale. Va spune în continuu: E cu neputință de înfăptuit. La ce bun? Trebuie să acoperim aceste sugestii sumbre cu o afirmație vitală. Să luăm de exemplu această afirmație. Imprevizibilul se întâmplă, binele meu aparent imposibil se înfăptuiește acum. Asta pune capăt oricărei argumentații venite din partea armatei vrăjmașe, care este mintea rațională. Imprevizibilul se întâmplă. Aceasta este o idee căreia nu-i poate face față. Mai mult decât pe vrăjmașii mei, mai înțelepțit. Gândurile tale vrăjmașe, îndoielile tale, fricile și neliniștile tale. Gândește-te la bucuria de a fi pentru totdeauna cu adevărat eliberat de faraonul asupritor, de a avea înrădăcinat în subconștient ideea de siguranță, sănătate, fericire și abundență. Ar însemna o viață eliberată de orice fel de limitări ar fi împărăția despre care vorbea Isus Hristos, în care toate lucrurile ne sunt automat adăugate. Spun automat adăugate pentru că totul în viață e vibrație. Iar când vibrăm pe frecvența succesului, a fericirii și a abundenței, lucrurile care simbolizează aceste stări de conștiință ni se vor atașa. Simte-te bogat și plin de succes și brusc vei avea un cec mare sau un cadou frumos. Am să vă spun o poveste care arată cum funcționează această lege. Am fost la o petrecere unde oamenii jucau diverse jocuri de societate, iar cel care câștiga primea un premiu. Premiul era un evantai frumos. Printre cei prezenți se afla o femeie foarte bogată, care avea totul. Numele ei era Clara. Cei mai sărași decât ea, și plini de resentimente, s-au adunat la oaltă șoptindu-și. Să sperăm că nu câștigă Clara evantaiul. Bineînțeles că ea l-a câștigat, fiindcă era lipsită de griji și vibra pe frecvența abundenței. Invidia și resentimentele îți scurcircuitează binele și ține evantaiele departe de tine. Dacă se întâmplă să fii invidios și plin de resentimente, spune următoarea afirmație. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ceilalți, face acum pentru mine și chiar mai mult. Atunci toate evantaiele și toate lucrurile vor veni spre tine. Nimeni nu-i dă unui om decât el însuși și nimeni altcineva nu ia de la un om decât el însuși. Jocul vieții este un joc solitar. Pe măsură ce tu te schimbi, se schimbă și regulile. Acum să ne întoarcem la faraonul asupritor. Nimeni nu iubește un tiran. Îmi amintesc de o prietenă pe care am avut-o cu mulți ani în urmă și pe care o chema Leti. Tatăl ei avea o mulțime de bani, dar le oferea ei și soției lui doar hrana și hainele necesare, nimic în plus. Am fost colege la școala de artă. Iar acolo toți studenții cumpărau reproduceri după Victoria Naripată, mama lui Whistler sau altă operă care să aducă arta în casa lor. Tatăl prietenei mele numea toate aceste lucruri jafuri. Avea obiceiul să spună: Nu mi-a acasă jafuri. Așa că ea ducea o viață lipsită de culoare, fără Victoria înaripată pe biroul ei sau mama lui Whistler pe perete. Tatăl ei le spunea adeseori, când o să mor eu, o să fiți amândouă înstărite. Într-o zi cineva a întrebat-o pe Leti, când o să pleci în străinătate? Căci toți studenții de la artă călătoreau în străinătate. Ea a răspuns voioasă, abia după ce moare tata. Oamenii sunt mereu nerăbdători să scape de lipsuri și de asuprire. Să ne eliberăm acum de tiranii gândirii negative. Am fost sclavii îndoielilor, ai fricilor și ai neliniștii. Să ne eliberăm acum, așa cum au fost eliberați fiii lui Israel de către Moise, și să ieșim din țara Egiptului, din casa robiei. Găsește gândul care e cel mai mare asupritor al tău. Găsește vinovatul. Primăvara, în zonele de exploatare forestieră, buștenii sunt expediați în număr mare pe râu în jos. Câteodată, aceștia se împotmolesc și astfel se creează un blocaj. Muncitorii caută vinovatul, adică bușteanul care a provocat tot blocajul, îl îndreaptă pe cursul apei și atunci ceilalți bușteni sunt duși din nou de râu. Poate că vinovatul în cazul tău este resentimentul. Resentimentele țin binele tău departe de tine. Cu cât ai mai multe resentimente, cu cât acestea se vor înmulți. Mintea ta capătă obiceiul de a nutri resentimente, iar pe chipul tău se vor vedea mereu doar resentimente. Ceilalți te vor evita și vei rata marile oportunități care te așteaptă în fiecare zi. Îmi amintesc de acum câțiva ani, străzile erau pline de oameni care vindeau mere. Aceștia se trezeau devreme ca să prindă cele mai bune zone. Străbătând Park Avenue, am trecut de mai multe ori pe lângă un astfel de vânzător. Expresia de pe chipul lui era una dintre cele mai dezagreabile din câte am văzut vreodată. Când oamenii treceau pe lângă el, striga, mere, mere, dar nimeni nu se oprea să cumpere. Am cumpărat de la el un măr și am zis, n-ai să vinzi niciodată mere dacă nu-ți schimbi expresia feței. Mi-a răspuns, dacă individul ăla de acolo mi-a ocupat colțul, I-am spus: Nu contează colțul, poți să vinzi mere chiar aici unde ești, dacă ai o, ex o expresie plăcută. Bine, doamnă, mi-a zis, iar eu mi-am văzut de drum. În ziua următoare l-am văzut, iar fața lui avea cu totul altă expresie. Vindea mere de zor cu zâmbetul pe față. Așadar, găsește vinovatul în cazul tău. S-ar putea să ai chiar mai mulți vinovați iar buștenii succesului ai fericirii și ai abundenței vor începe să curgă pe râul tău. Acum duceți-vă, dar și munciți. Paie nu vi se vor da, dar numărul de cărămizi rânduiți să-l faceți. Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci erau înțelepte, căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu sine un de lemn. Ni se spune în Matei 25 cu 2 și 3. Tema mea este parabola fecioarelor înțelepte și a celor fără de minte. Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci erau înțelepte, căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu sine un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase, odată cu candelele lor. Parabola. Ne învață că adevărata rugăciune este pregătirea. Isus Hristos a zis: Și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. Matei 21 cu 22. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Marcu 11 cu 24. Prin această parabolă ne arată că numai aceia care s-au pregătit pentru binele lor, în acest schip dovedind credință activă, își vor vedea binele materializat. Am putea parafraza scripturile spunând, atunci când te rogi, crede că ai deja ruga împlinită. Atunci când te rogi, acționează ca și cum ai fi primit deja ce ceri. Credința pe care o ai stând liniștit într-un fotoliu nu va muta niciodată munții din loc. Stând în fotoliu, în tăcere sau meditație, te umpli cu sentimentul minunat al acestui adevăr și simți că credința ta nu va șovăi niciodată. Știi că Domnul este păstorul tău și că nu vei duce niciodată lipsă de nimic. Simți că Dumnezeul belșugului Va înlătura toate poverile datoriilor sau ale limitărilor. Atunci părăsești fotoliul și pășești în arena vieții. Numai ce faci în arenă contează. Voi da un exemplu prin care voi arăta cum funcționează legea: căci credința lipsită de acțiune e moartă. Un băiat, unul dintre studenții mei, avea o dorință mare de a călători în străinătate a rostit afirmația Aduc mulțumiri pentru călătoria mea divin proiectată, divin finanțată, sub har, într-un mod perfect. Avea foarte puțin bani, dar cunoscând legea pregătirii, și-a cumpărat un geamantan. Era un geamantan colorat foarte vesel, cu o bandă roșie mare pe mijloc. Ori de câte ori se uita la el, îl ducea cu gândul la o călătorie. Într-o zi, i s-a părut că simte cum camera lui se mișcă. Parcă simțea mișcarea unui vapor. Când s-a dus la fereastră să respire aerul proaspăt, a simțit mirosul specific al unui port. Cu urechea interioară, a auzit țipătul unui pescăruș și scârțâitul unei punți. Giamantanul își făcea treaba. Îl transpusese în vibrația călătoriei pe care și-o dorea. La scurt timp după aceea, a primit o sumă mare de bani și a plecat în călătorie. La întoarcere, a spus că a fost călătoria perfectă până în cel mai mic detaliu. În arena vieții, trebuie să ne menținem pe frecvența vibrației lucrurilor dorite de noi. Acționăm, mânați de frică. Sau de credință. Păzește-ți sentimentele mai mult decât orice, căci din ele pornesc problemele din viața ta. Dacă problema ta e una de natură financiară, și de obicei este, trebuie să știi cum să iei avânt în direcția financiară și să-ți păstrezi avântul acționând mereu în baza credinței. Atitudinea materială față de bani constă. Din a te baza pe salariul tău, pe venitul și investițiile tale, care se pot micșora peste noapte. Atitudinea spirituală față de bani constă din a te încrede în Dumnezeu ca sursă a ta. Pentru a-ți păstra bunurile materiale, întotdeauna amintește-ți că ele sunt Dumnezeu în manifestare. Ceea ce Domnul a dat nu poate fi împuținat. Și dacă o ușă se închide, de îndată se va deschide alta. Nu da niciodată glas lipsurilor și limitărilor, căci din cuvintele tale vei fi osândit. Te unești cu lucrurile pe care le observi, iar dacă observi mereu eșecul și greutățile, te vei uni cu eșecul și cu greutățile. Trebuie să-ți formezi obiceiul de a trăi în cea de-a patra dimensiune lumea minunată. Este lumea în care nu judeci după aparențe. Ți-a antrenat ochiul minții să vadă dincolo de eșec, acolo unde este succesul, să vadă dincolo de boală, acolo unde este sănătatea, să vadă dincolo de limitări, acolo unde este belșugul. Că tot pământul cât îl vezi, ți-l voi da ție. Omul care dobândește succesul. Are ideea fixă a succesului. Dacă aceasta este întemeiată pe o stâncă a adevărului și a dreptății, ea va rămâne în picioare. Dacă nu, atunci e clădită pe nisip și luată de apa mării, întorcându-se în neantul din care a venit. Numai ideile divine pot dăinui. Răul se autodistruge căci se pune de-a curentului universal al ordinii, iar calea celor vicleni e spre pierirea lor. Căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu sine un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase, odată cu candelele lor. Candela simbolizează conștiința omului. Uleiul este ceea ce aduce lumina înțelegerii. Dar mirele, întârziind, au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare: Iată, mirele vine, ieșiți într-un întâmpinarea lui! Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele fără minte au zis către cele înțelepte: Dați-ne din unde lemnul vostru că se sting candelele noastre! Fecioarele cele fără minte erau lipsite de înțelepciune sau de înțelegere, care reprezintă motorul necesar conștiinței. Iar când s-au trezit într-o situație dificilă, n-au știut cum să procedeze. Când le-au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, acelea le-au răspuns zicându-le, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Aceasta înseamnă că fecioarele fără minte n-au putut primi mai mult decât era în conștiința lor, sau cu alte cuvinte, dincolo de nivelul la care vibrau. Bărbatul a primit călătoria, fiindcă aceasta era în conștiința lui, ca o realitate. El credea că o primise deja. Făcând pregătiri pentru călătorie, el lua cu el un de lemn pentru candele. Manifestarea vine ca urmare a realizării în conștiință. Legea pregătirii lucrează în ambele direcții. Dacă te pregătești pentru ceea ce nu-ți dorești sau nu vrei, începi să atragi acel lucru. David spune: De ceea ce mă tem aceea mi se întâmplă. Îi auzim pe oameni spunând, trebuie să pun bani deoparte pentru eventualitatea unei boli. Ei se pregătesc în mod deliberat pentru o bolnăvire. Sau economisesc pentru zile negre. Zilele negre vor veni negreșit atunci când se vor aștepta mai puțin. Ideea divină pentru fiecare om este belșugul. Ambarele tale trebuie să fie pline, iar ceașca ta să fie și ea plină ochi, dar pentru asta trebuie să învățăm să cerem cum trebuie. Să luăm de exemplu afirmația: Invoc legea acumulării. Belșugul meu vine de la Dumnezeu și curge acum și se acumulează prin grație divină. Afirmația aceasta nu implică nicio noțiune a restrângerii, a economisirii sau a bolii. Ea ne dă un sentiment vadridimensional al abundenței, lăsând canalele în seama inteligenței infinite. În fiecare zi trebuie să faci o alegere. Vei fi înțelept sau fără minte? Te vei pregăti pentru binele tău? Vei face saltul uriaș spre credință, sau vei sluji îndoielii și fricii și nu vei lua cu tine un de pentru candelele tale? Deci, plecând ele să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte vecioare zicând. Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Iar el, răspunzând, a zis, Adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Poate ai sentimentul că fecioarele fără minte au plătit foarte scump faptul că au neglijat să aducă un delem pentru candelele lor, dar avem aici de-a face cu legea carmei sau legea revenirii. A mai fost numită și ziua judecății, pe care oamenii o asociază de obicei cu sfârșitul lumii. Ziua judecății tale vine, se spune, într-un răstim de șapte, șapte ore, șapte zile, șapte săptămâni, șapte luni sau șapte ani. Ar putea veni chiar și în șapte minute. Atunci plătești o datorie karmică prețul pentru că ai încălcat legea spirituală. N-ai avut încredere în Dumnezeu, n-ai luat un de lemn pentru candelele tale. Analizează-ți conștiința zi de zi și vezi pentru ce anume te pregătești. Te tem de lipsuri și ții cu dinții de fiecare cent, atrăgând astfel și mai multe lipsuri. Folosește cu înțelepciune ceea ce ai și astfel vei deschide calea pentru ca și mai mult belșug să vină la tine. În cartea mea, cuvântul tău este bagheta ta magică, vorbesc despre punga magică din povestea celor o mie și una de nopți. Povestea spune că, pe măsură ce scoteai bani din ea, apăreau imediat alții în loc. Așa că eu am formulat afirmația Belșugul meu vine de la Dumnezeu. Am punga magică a Spiritului. Aceasta nu va putea fi golită vreodată. Pe măsură ce banii ies din ea, apar imediat alții în loc. E întotdeauna plină ochi de belșug, prin har, în moduri perfecte. Afirmația aceasta creează în minte o imagine vie te îndrepți către calea pe care ți-o arată mintea. O femeie care nu avea prea mulți bani se temea să-și plătească facturile și să vadă cum suma din contul ei scade. A început să rostească cu mare convingere afirmația Am punga magică a spiritului. Aceasta nu poate fi golită. Pe măsură ce scot banii, apar imediat alții la loc și-a plătit fără frică facturile și-a primit mai multe cecuri consistente la care nu se aștepta. Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispita pregătirii pentru ceva distructiv în loc de ceva constructiv. Am cunoscut o femeie care mi-a spus că i-a păstra mereu la îndemână un vol negru în caz că avea de mers la vreo mormântare. I-am spus Ești o amenințare pentru rudele tale și te pregătești să le expediezi pe toate de pe lumea asta ca să ai ocazia să porți voalul. Femeia a distrus voalul. O altă femeie care nu avea bani a hotărât să le trimită pe cele două ofice la facultate. Soțul ei a luat-o în râs zicând: Cine o să le plătească taxele de școlarizare? Eu n-am bani pentru asta. Femeia i-a răspuns: știu că un bine neașteptat va coborâ asupra noastră. A continuat să-și pregătească fetele pentru facultate. Soțul ei a râs în hohote și le-a spus tuturor prietenilor că soția lui avea să le trimită pe fice la facultate cu ajutorul unui bine neașteptat. O rudă bogată i-a trimis din senin femeii o sumă mare de bani. Binele neașteptat a sosit într-adevăr fiindcă ea dovedise credința activă. Am întrebat-o ce a spus soțului când a săsit cecul. Mi-a răspuns, niciodată n-am să-i spun lui George că am avut dreptate și să isc în felul ăsta conflicte. Așadar, pregătește-te pentru binele tău neașteptat. Fă astfel încât fiecare gând și fiecare acțiune a ta să exprime credința ta neclintită. Fiecare eveniment din viața ta este o idee cristalizată, ceva ce ai chemat fie prin frică, fie prin credință, ceva pentru care te-ai pregătit. Așadar, să fim înțelepți și să aducem cu noi un de pentru candelele noastre, iar atunci când ne vom aștepta mai puțin, vom culege roadele credinței noastre. Candelele mele sunt acum pline cu un credinței și al împlinirii. După credința voastră fie vă vouă, Matei 9 cu 29. Credința este așteptare. După credința voastră fie vouă. Am putea spune după așteptările voastre, să vi se împlinească. Așadar, ce așteptări ai? Îi auzim pe oameni spunând, ne așteptăm la ce e mai rău. Sau ce e mai rău, abia acum începe. Atrag în mod deliberat în viața lor tot ce e mai rău. Îi auzim pe alții zicând, mă aștept la o schimbare în bine. Aceștia atrag condiții mai bune în viața lor. Schimbă-ți așteptările și îți vei schimba situația. Cum poți să-ți schimbi așteptările din moment ce ți-ai format obiceiul de a te aștepta la pierderi, lipsuri și limitări? Începe să acționezi ca și cum te aștepta la succes, fericire și belșug. Pregătește-te pentru a primi binele. Fă ceva prin care să arăți că aștepți ca lucrul dori de tine să vină. Doar credința activă se imprimă în subconștient. Dacă ai rostit cuvântul pentru o casă, pregătește-te numai decât pentru aceasta, ca și cum n-ai avea nicio clipă de pierdut. Adună mici ornamente, fețe de masă și așa mai departe. Am cunoscut o femeie care a făcut saltul imens în credință, cumpărând un pat mare. A cumpărat acest pat mare și confortabil pentru că se pregătea pentru bărbatul potrivit. Acesta a venit. Unii vor spune, dar dacă nu ai banii necesari ca să cumperi ornamente sau un pat, atunci privește-le în vitrine și stabilește o legătură cu ele în gând. Armonizează-te cu vibrația lor. Îi aud uneori pe oameni spunând, nu intru în magazine pentru că nu-mi permit să cumpăr nimic. Exact pentru asta ar trebui să intri în magazine. Începe prin a te împrieteni cu lucrurile pe care ți le dorești sau de care ai nevoie. Cunosc o femeie care și-a dorit un inel. S-a dus cu îndrăzneală la raionul unde se vindeau inele și a probat câteva. Acest lucru i-a creat un sentiment atât de puternic că deținea un inel, încât nu la multă vreme după aceea o prietenă i-a făcut cadou un inel. Te conectezi cu lucrul pe care îl observi. Continuă să observi lucruri frumoase și vei stabili un contact invizibil cu ele. Mai devreme sau mai târziu, aceste lucruri vor fi atrase în viața ta cu condiția să nu spui Vai de mine e prea frumos ca să fie adevărat. Doar lui Dumnezeu supunete suflete al meu, că de la el vine răbdarea mea. Aceasta este cea mai importantă afirmație din Psalmul 61. Sufletul e mintea subconștientă, iar autorul psalmului îi spunea subconștientului său să aștepte totul direct din partea universalului, să nu se bizuie pe uși și canale. De la el vine răbdarea mea. Dumnezeu nu poate ieșua, căci căile sale sunt ingenioase, metodele sale sunt sigure. Din partea lui Dumnezeu te poți aștepta la orice lucru bun, fie el și imposibil în aparență, dacă nu limitezi canalele. Nu spune cum vrei tu să se înfăptuiască lucrul cerut de tine sau cum ar putea fi el realizat. Dumnezeu e cel care oferă și e deopotrivă și darul oferit, iar el își creează propriile canale uimitoare. Să luăm ca exemplu următoarea afirmație: Nu pot fi separat de Dumnezeu care dăruiește, prin urmare, nu pot fi separat de Dumnezeu darul. Darul este Dumnezeu în acțiune. Învață să vezi fiecare binecuvântare drept binele în acțiune și vezi-l pe Dumnezeu în fiecare chip și binele în fiecare situație care ți se arată. Aceasta te va face stăpân în orice circumstanță. O femeie a venit la mine zicându-mi că în caloriferele din apartamentul lor nu era căldură și că mama ei suferea de frig. Proprietarul a declarat că nu vom putea avea căldură până la o anumită dată, a adăugat ea. I-am răspuns, Dumnezeu este proprietarul tău. Atunci mi-a zis, asta e tot ce vreau să știu, și a ieșit în grabă. În seara aceea s-a dat drumul la căldură, fără ca ea să mai ceară asta. S-a întâmplat astfel, fiindcă ea și-a dat seama că proprietarul era Dumnezeu în manifestare. Aceasta este o epocă minunată. Căci oamenii au început să dobândească o conștiință a miracolelor. E ceva ce plutește în aer. Am să citesc dintr-un articol pe care l-am găsit în New York Journal, scris de John Anderson, și care confirmă cele spuse de mine. Titlul articolului era Piesele de teatru metafizice au mare succes în rândul spectatorilor. Dacă voi, a zis aseară directorul cel cinic, căruia îi vom spune Brooke Pemberton, cu un ușor ton sarcastic, într-o scurtă cuvântare ținută pe trotuar: Voi, adică criticii, știți atât de multe despre ce vrea publicul din New York, de ce nu-mi spuneți ce să punem în scenă? De ce nu-mi spuneți ce fel de piese vor să vadă spectatorii? Eu vă spune, am zis, dar nu m-ați crede. Vorbește în Dodi, mi-a răspuns el. Nu știi și încerci să acopere asta pretinzând că știi mai mult decât ești dispus să spui. Nu ai habar mai mult decât am eu în clipa asta despre genul de piese care au, în general, succes la public. Bam, i-am zis. Există o temă care garantat are succes, o temă care a avut întotdeauna priză la public. Indiferent dacă a concurat cu teme precum Băiatul Întâlnește Fata, sau cu mistere, sau cu tragedii istorice, nicio piesă pe tema asta n-a fost vreodată un eșec total, dacă a fost cât de cât acceptabilă, și multe piese slabe au avut un succes răsunător. Iar te eschivezi de la un răspuns clar, mi-a zis domnul Pemberton. Despre ce piese vorbești? Despre cele metafizice, i-am răspuns, aruncând în joc un cuvânt mare și așteptând liniștită să văd efectul. Metafizice, a rostit domnul Pemberton, adică abstracte. Am tăcut câteva clipe și, cum domnul Pemberton nu spunea nimic, a menționat direct câteva titluri precum The Green Pastures, Pășunile Verzi, The Star Wagon, Mașina Timpului și așa mai departe. Unele dintre acestea, am adăugat, au câștigat publicul, în ciuda recenzilor scrise de critici. Dar domnul Pemberton plecase deja, probabil ca să întrebe în fiecare teatru din oraș: Există pe aici vreun metafizician? Oamenii încep să-și dea seama de puterea cuvintelor și a gândurilor lor. Ei înțeleg de ce. Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor nevăzute. Vedem legea anticipării lucrând în cazul superstiției. Dacă treci pe sub o scară și crezi că asta îți va aduce ghinion, chiar așa se va întâmpla. Scara e nevinovată. Ghinionul vine deoarece l-ai anticipat. Am putea spune că anticiparea este substanța celor nădăjduite, sau că anticiparea este substanța lucrului de care se teme omul. Lucrul pe care l-am anticipat mi s-a întâmplat. Nimic nu e prea frumos ca să fie adevărat, nimic nu e prea minunat ca să se întâmple, nimic nu e prea frumos ca să dureze atunci când te aștepți ca binele tău să vină de la Dumnezeu. Acum gândește-te la binecuvântările care par foarte îndepărtate și așteaptă-te ca ele să se întâmple acum, prin har, într-un mod neașteptat, căci Dumnezeu lucrează în moduri nebănuite atunci când își înfăptuiește miracolele. Am aflat că în Biblie sunt 3000 de promisiuni. Să ne așteptăm, deci. Ca toate aceste binecuvântări să se întâmple. Printre ele se numără promisiunea bogățiilor și onorurilor, a tinereții veșnice, atunci trupul lui înflorește ca în tinerețe, și a vieții veșnice, moartea însăși va fi biruită. Creștinismul e întemeiat pe iertarea păcatelor și pe un mormânt gol. Știm acum că toate aceste lucruri sunt posibile, științific vorbind. Invocând legea iertării, ne eliberăm de greșeli și de consecințele greșelilor. De vor fi păcatele voastre ca purpura, ca lâna albă le voi face. Atunci corpurile noastre vor fi îmbăiate în lumină și vor exprima bioelectricitatea, care este nemuritoare și indestructibilă, Substanța pură care exprimă perfecțiunea. Sunt pregătit pentru orice. Binele meu victorios e acum înfăptuit. Dragilor, acesta a fost capitolul 4 din cartea Ușa Secretă către uh, Succes, capitol intitulat La ce te aștepți, un capitol care vorbește despre pregătirea. Uh, dorinței noastre, trebuie să privim totul cu seninătate, să ne pregătim pentru ceea ce va veni. Îmi place foarte mult că Florence Covălșin în fiecare capitol aduce afirmații pe care le putem folosi ori de câte ori avem nevoie. Practic, este, de fapt, sunt toate cărțile ei sunt pline de Idei pentru meditațiile noastre, niște afirmații puternice care exprimă atât de multe cu puține cuvinte. Vă invit ca la următorul capitol să ascultăm ceea ce a spus Florence Covel, -Shin în capitolul al cincilea Brațul lung al lui Dumnezeu. Capitolul 5. Brațul lung al lui Dumnezeu Dumnezeu este liman din vremuri străvechi, căci cu brațul lui cel veșnic el te sprijină, ni se spune în Deuteronom 33 cu 27. În Biblie, brațul lung al lui Dumnezeu simbolizează întotdeauna ocrotirea. Cei care au scris Biblia cunoșteau puterea unui simbol. Acesta creează o imagine care se imprimă în mintea subconștientă. Foloseau simboluri ale stâncii, ale oilor, ale păstorilor, ale viilor, ale candelelor și sute de alte simboluri. Ar fi interesant de știut câte simboluri sunt folosite în Biblie. Brațul, de asemenea, simbolizează puterea. Dumnezeu este liman din vrem străvechi, căci cu brațul lui cel veșnic, el te sprijină și din fața ta gonind și zice, Stârpește-i! Cine e vrăjmașul din fața ta? Gândurile negative pe care le-ai acumulat în mintea subconștientă. Vrăjmașii unui om sunt numai aceia din curtea sa. Brațul veșnic alungă aceste gânduri vrăjmașe și le distruge. Ai simțit vreodată ușurarea pe care o aduce eliminarea unui gând negativ? Poate că ai nutrit în mintea ta un gând născut din resentiment, până când ai ajuns să fierb de furie în sinea ta. Ai resentimente față de oameni, oameni pe care îi cunoști, față de oameni pe care nu-i cunoști față de oameni din trecut și față de oameni din prezent și poți fi sigur că nici oamenii pe care îi vei cunoaște în viitor nu vor scăpa de furia ta. Toate organele corpului sunt afectate de resentiment, căci atunci când nutrești resentimente, le nutrești cu fiecare organ al corpului tău. Plătești prețul îmbolnăvindu-te de romatism, de artrită, nevrită, și așa mai departe, căci gândurile acide produc acid în sânge. Toate aceste necazuri vin din cauza că porți tu lupta, în loc să o lași în seama brațului lung al lui Dumnezeu. Multora dintre studenții mei le-am spus următoarea afirmație: Brațul lung al lui Dumnezeu ajunge la orice om și la orice problemă controlând situația în care mă aflu și protejându-mi interesele. Afirmația aceasta creează o imagine a unui braț lung ce simbolizează forța și ocrotirea. Când ești conștient de puterea brațului lung al lui Dumnezeu, nu mai cauți să ții tu piept situațiilor și nu mai nutrești resentimente. Te relaxezi și renunți la deținerea controlului. Gândurile vrăjmașe din mintea ta vor fi atunci distruse, și astfel condițiile potrivnice vor dispărea. Dezvoltarea spirituală înseamnă capacitatea de a sta calm, liniștit și de a lăsa inteligența infinită să-ți ridice de pe umeri poverile. Și să poarte luptele în locul tău. Când povara resentimentului e ridicată de pe umerii tăi, ai un sentiment de mare ușurare. Dai dovadă de amabilitate față de toată lumea și toate organele corpului tău încep să funcționeze cum trebuie. Un citat grozav din Albert Edward Day sună așa că a ne iubi dușmanii face bine la sănătatea noastră spirituală e un fapt cunoscut și acceptat de multă lume. Dar că negarea și emoțiile negative ne distrug sănătatea fizică reprezintă o descoperire relativ nouă. Problemele de sănătate sunt adeseori niște probleme emoționale emoțiile negative nutrite vreme îndelungată sunt cauze majore de boală. Când predicatorul vorbește despre a-ți iubi dușmanii, omul de pe stradă poate respinge ideea aceasta considerând-o religioasă și intolerabilă. Însă, în realitate, predicatorul îți spune ceva ce reprezintă una dintre legile elementare ale igienei Precum și ale eticii. Nimeni nu-și poate permite, măcar de dragul corpului său, să se lase pradă urii. E ca și cum ar lua doze repetate de o travă. Când ți se cere să te eliberezi de frică, sfatul acesta nu este sfatul unui visător cu capul în nori, ci este un sfat la fel de important pentru sănătate precum recomandările legate de regim. Auzim atât de multe despre un regim echilibrat, dar fără o minte echilibrată nu poți digera ce mănânci, indiferent dacă mâncarea ta a avut calorii multe sau puține. Non-rezistența este o artă. Odată de prinsă, lumea e a ta. Foarte mulți oameni încearcă să forțeze situațiile. Binele durabil nu va veni niciodată prin forțarea voinței tale personale. Fugi de lucrurile care fug de tine. Nu căuta nimic. Norocul te caută el pe tine. Iată-i umbra pe podea. Iată-l stând la ușa ta. Nu știu cine este autorul acestor rânduri. Lovelock, vestitul atlet englez, a fost întrebat cum se pot dobândi viteza și rezistența lui la alergare. Răspunsul lui a fost: Învață să te relaxezi. Ar trebui să ne propunem să ajungem la această relaxare fiind activi. El alerga cel mai repede atunci când era cel mai relaxat. De obicei, Marea oportunitate și marile succese apar atunci când te aștepți mai puțin. Trebuie să fii destins o perioadă de timp suficient de lungă pentru ca marea lege a atracției să opereze. Nimeni n-a văzut vreodată un magnet îngrijorat și neliniștit. El stă drept și nu-și face nici cea mai mică grijă, deoarece știe. Că acele sunt atrase oricum către el. Lucrurile pe care ni le dorim cu adevărat, se înfăptuiesc atunci când ne relaxăm. În cursul meu prin corespondență spun următoarele. Nu-ți lăsa dorințele inimii să devină boli ale inimii. Ești complet de magnetizat atunci când îți dorești ceva cu prea mare intensitate îți faci griji, te temi, te chinui. Există o lege ocultă a indiferenței. Niciunul dintre aceste lucruri nu mă tulbură. Corăbiile tale vin pe o mare a nepăsării. Mulți dintre cei care studiază adevărul atrag ostilitatea prietenilor, deoarece sunt prea nerăbdători să le dea acestora cărți de citit și să-i convingă să meargă la conferințe. Ei întâmpină rezistență din partea acestora. O prietenă a luat cu ea cartea mea, jocul vieții și cum să-l joci, într-o vizită la fratele ei ca să-i să o dea să citească. Tinerii din familie au refuzat să o citească. Nu erau interesați de aiureli. Unul dintre acești tineri este șofer de taxi. Într-o noapte a condus un taxi care îi aparținea unui alt șofer. În mașina acestuia a găsit o carte. Era vorba despre jocul vieții și cum să-l joci. În ziua următoare i-a spus mătușii sale. Am găsit cartea doamnei Șin în taxi azi noapte. Am citit-o și e excelentă. Sunt o mulțime de chestii interesante. De ce nu mai scrie încă una? Dumnezeu lucrează pe căi nebănuite atunci când își înfăptuiește miracolele. Întâlnesc oameni nefericiți și întâlnesc și câțiva oameni recunoscători și mulțumiți. Un bărbat mi-a zis odată: Am multe pentru care să fiu recunoscător. Sunt sănătos, am destui bani și sunt încă necăsătorit. Psalmul 88 e foarte interesant căci constatăm prezența a două persoane. Cel care cântă psalmul, fiindcă toți psalmii sunt cântece sau poeme, și Domnul Dumnezeul puterilor care îi răspunde. E un cântec de laudă și mulțumire, preamărind brațul puternic al lui Dumnezeu. Milele tale, Doamne, în veac le voi cânta. Doamne Dumnezeul puterilor, cine este asemenea ție? Brațul tău este cu putere, să se întărească mâna ta, să se înalțe dreapta ta. Atunci Domnul puterilor îi răspunde, pe cel pe care mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. În veac îi voi păstra mila mea. Și legământul meu credincios îi va fi. Auzim cuvintele în veac numai în Biblie și în bazme. În absolut, omul e în afara timpului și a spațiului. Binele lui e din veșnicie în veșnicie. Bazmele se trag din vechile legende persane bazate pe adevăr. Aladin și lampa lui fermecată reprezintă o redare în imaginea cuvântului. Aladin freca lampa și toate dorințele lui se îndeplineau. Cuvântul tău reprezintă lampata. Cuvintele și gândurile sunt un fel de unde radio care transmit mai departe. Un om de știință. A spus că vorbele sunt învejmântate în lumină. Culegi în permanență roadele cuvintelor tale. La unul dintre cursurile mele, o prietenă a adus cu ea un bărbat care nu-și găsea de lucru de mai bine de un an. I-am oferit acestuia următoare afirmație. Acum e momentul potrivit. Astăzi este ziua în care voi avea o șansă extraordinară. Afirmația a avut ecou în conștiința lui. La scurt timp, a primit o slujbă care îi aducea un venit de 9000 de dolari pe an. O femeie mi-a amintit că, atunci când i-am binecuvântat ofranda, am spus că fiecare ofrandă se va întoarce în mită. Ea pusese un dolar în cutia pentru donații. Atunci a avut o mare revelație și a zis, Dolarul acela e binecuvântat și mi-aduce o mie de dolari. A primit o mie de dolari la scurt timp după aceea, într-un mod cu totul neașteptat. De ce unii oameni demonstrează acest adevăr mult mai repede decât alții? Deoarece au urechi să audă. Iisus Hristos Spune parabola omului care a sădit sămânța iar aceasta a căzut pe un pământ bun. Sămânța e cuvântul. Eu spun, ascultați afirmația care are eco în voi. Afirmația care va aduce o revelație. Acea afirmație va rodi. Zilele trecute am intrat într-un magazin pe al cărui patron îl cunosc bine. Unuia dintre angajații lui îi dădusem un cartonaș cu afirmație. I-am zis patronului în glumă. N-aș irosi pentru tine un cartonaș cu afirmații. Nu l-ai folosi. El mi-a răspuns. Ba da! Dă-mi unul, am să-l folosesc. În următoarea săptămână i-am dat un cartonaș. Înainte să ies din magazin, a venit în fugă la mine entuziasmat și mi-a zis. Am rostit afirmația și doi clienți noi au intrat în magazin. Afirmația era următoarea. Acum e momentul potrivit. Astăzi este ziua în care voi avea o șansă extraordinară. A vus-se ecou în conștiința lui. Foarte mulți oameni folosesc cuvintele în afirmații exagerate și necugetate. La saloanele de înfrumusețare găsesc material din plin pentru cuvântările mele. O tânără voia o revistă de citit. A strigat la fata de la recepție. Dăm ceva teribil de nou și îngrozitor de palpitant. Ceea ce voia de fapt era ultimul număr al revistei de cinema. Îi aud pe oameni zicând, aș vrea să se întâmple ceva teribil de palpitant. Ei atrag în viața lor o experiență nefericită, dar palpitantă. Și apoi se miră de ce li s-a întâmplat așa ceva. Ar trebui să existe o catedră de metafizică în toate universitățile. Metafizica este înțelepciunea din toate timpurile. Este înțelepciunea străveche, predată de-a lungul secolelor, în India, Egipt, Grecia. Hermes Trismegistul a fost un mare învățător al Egiptului. Învățăturile lui au fost bine păstrate și au ajuns la noi, parcurgând mai bine de zece secole. A trăit în Egipt pe vremea când omenirea, așa cum o știm în prezent, era abia la început. Dar dacă citești cu atenție Chibalion, vei vedea că preda aceeași învățătură pe care o predăm și noi astăzi. Spunea că toate stările mentale erau însoțite de vibrații. Te asociezi cu lucrul la care vibrezi, așadar, să vibrăm cu toții la succes, fericire și belșug. Acum e momentul potrivit. Astăzi este ziua în care voi avea o șansă extraordinară. Capitolul 6. Răspântia Alegeți-vă acum cui veți sluji, ni se spune în Iosua Navi 24 cu 15. În fiecare zi trebuie să facem alegeri. Suntem la o răspântie. Să fac asta sau să fac aia? Să mă duc sau să nu mă duc? Mulți oameni nu știu ce să facă. Aleargă încoace și încolo, lăsându-i pe alții să ia decizii în locul lor, după care regretă că au urmat sfatul acestora. Există oameni care cântăresc cu atenție lucrurile. Ei măsoară și cântăresc situația ca atunci când sunt la cumpărături, după care se miră că n-au obținut ce și-au dorit. Și mai există o categorie de oameni care urmează calea magică a intuiției și care se trezesc cât ai clipi pe pământul făgăduinței. Intuiția este o facultate spirituală superioară minții raționale, dar pe calea aceasta se află toate lucrurile pe care ți le dorești sau de care ai nevoie. În cartea mea, Jocul vieții și cum să-l joci, dau multe exemple de succese obținute prin folosirea acestei facultăți minunate. Mai spun de asemenea că rugăciunea înseamnă să-i vorbești lui Dumnezeu, iar intuiția înseamnă să-ți vorbească Dumnezeu ție. Așadar, alege acum cum să urmezi calea magică a intuiției. În cadrul cursurilor mele, le spun oamenilor cum să-și cultive intuiția. Pentru majoritatea oamenilor, aceasta este o facultate care rămâne în stare latentă. Așa că spunem: trezește-te tu cel care dormi, trezește-te să percepi indiciile pe care le primești, trezește-te să afli divinitatea din tine. Claude Brackdon spunea, a trăi intuitiv înseamnă a trăi dimensional. Acum e necesar să iei o decizie. Te afli la o răspântie. Cere un indiciu clar și îl vei primi. În cartea lui Iosua Navi găsim multe întâmplări care pot fi interpretate metafizic. După moartea lui Moise, porunca divină a venit la Josua." Scoală dar și trece ordanul, tu și tot poporul acesta, în țara pe care o voi da fiilor lui Israel. Tot locul pe care vor călca tălpile picioarelor voastre, îl voi da vouă. Picioarele simbolizează înțelegerea. Așadar, în sens metafizic se traduce prin tot ceea ce înțelegem, stă sub noi în conștiință iar ceea ce e înrădăcinat acolo nu ne va putea fi luat vreodată. Căci Biblia spune, nimeni nu se va putea împotrivi ție în toate zilele vieții tale. Nu mă voi depărta de tine și nu te voi părăsi. Fii dar tare și foarte curajos ca să păzești și să împlinești toată legea pe care ți-a încredințat-o Moise, robul meu. Să nu te abați de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să pricep toate câte ai de făcut. Așadar, aflăm că avem succes atunci când suntem tari și foarte curajoși în păzirea legii spirituale. Suntem iarăși la răspântie. Necesitatea de a alege. Alegeți-vă acum cui veți sluji, intelectului sau îndrumării divine. Un bărbat foarte cunoscut, care a devenit un om influent în lumea financiară, îi spunea unui prieten: Eu îmi urmez mereu intuiția și sunt într-o chipare a norocului. Inspirația, care este, de fapt, îndrumare divină, reprezintă cel mai important lucru în viață. Oamenii vin la întâlnirile, într-o adevăr, pentru inspirație. Cuvântul potrivit, cred eu, Va duce la declanșarea activității divine în cadrul afacerilor. O femeie a venit la mine cu o situație delicată legată de afacerile ei. I-am spus: Lasă situația în mâinile Domnului. Afirmația a avut ecou în mintea ei și a preluat-o. Lasă acum situația în mâinile Domnului. În scurt timp, a dat spre închiriere o casă pe care nu reușea să o închirieze de multă vreme. Lasă fiecare situație în mâinile Domnului, căci atunci când încerci tu, nu vei reuși. În cadrul cursurilor mele sunt adesea întrebată. Cum las totul în mâinile lui Dumnezeu și la ce te referi atunci când spui că n-ar trebui să o fac eu? Tu manevrezi situația cu judecata, Judecata îți va spune: Sunt vremuri grele, nu se întâmplă nimic pe piața imobiliarelor. Nu te aștepta la mare lucru până în toamna lui 1958. În cazul legii spirituale, nu există decât acum. Înainte de a chema, ți se răspunde: Căci timpul și spațiul sunt doar un vis, iar binecuvântarea ta e deja acolo. Așteptând să o descătușez prin credință și cuvânt. Alegeți-vă acum cui veți sluji, fricii sau credinței. În fiecare act declanșat de frică se află germenele propriei înfrângeri. E nevoie de multă tărie și de mult curaj pentru a te încrede în Dumnezeu. Adeseori, ne încredem în el în privința lucrurilor mărunte, dar când vine vorba de o situație importantă, simțim că ar fi mai bine să ne ocupăm noi înșine de ea. Atunci vin înfrângerea și eșecul. Următorul fragment, dintr-o scrisoare pe care am primit-o de la o femeie din Occident, arată cum se poate schimba o situație cât ai clipi. Am avut plăcerea să citesc cartea ta minunată, Jocul vieții și cum să-l joci. Am patru băieți, de 10, 13, 15 și 17 ani, și m-am gândit ce bine că au șansa să afle la vârsta lor fragedă lucrurile cuprinse în ea și să dobândească ceea ce este a lor prin drept divin. Doamna care mi-a împrumutat exemplarul ei mi-a mai dat să citesc și alte cărți, dar pe aceasta n-am mai putut să o las din mână. După ce am citit-o, mi-am dat seama că încercam să trăiesc divin, dar nu înțelegeam legea. Al minteri, aș fi fost mult mai avansată. La început, mi s-a părut destul de greu să-mi găsesc un loc de muncă, după atâția ani în care fusesem doar mamă. Dar am rostit afirmația aceasta: Dumnezeu. Croiește o cale acolo unde nu există nicio cale. Iar el a făcut asta pentru mine. Sunt recunoscătoare pentru slujba mea și zâmbesc atunci când oamenii mă întreabă: Cum reușești să crești patru copii? Să te ocupi de casă, după ce ai fost de atâtea ori internată în spital și ai suferit operații dificile, fără să ai pe cineva aproape? Am în cartea mea acea afirmație: Dumnezeu croiește o cale acolo unde nu există nicio cale. Dumnezeu a croit un drum pentru ea atunci când toate prietenele ei spuneau că nu e cu putință. Omul de rând îți va spune că aproape nimic nu e cu putință. Am avut un exemplu în acest sens chiar zilele trecute. Am găsit într-un magazin un aparat de făcut cafea, mic, adorabil, din argint. L-am arătat entuziasmată câtorva prietene, iar una dintre ele mi-a spus, nu o să meargă. Cealaltă a zis, dacă ar fi fost al meu, l-aș fi aruncat. Am rămas fermă pe poziții și le-am spus că sigur o să meargă și chiar a mers. Prietenele mele erau exemplul tipic al omului de rând care spune, nu se poate. Toate ideile mărețe întâmpină opoziție. Nu-i lăsa pe ceilalți să-ți sclatine barca. Urmează calea înțelepciunii și a înțelegerii, și să nu te abazi de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să pricep toate cele pe care le ai de făcut. În versetul al 13 lea al capitolului 24 din Iosua. Există o afirmație remarcabilă: Și v-am dat țara cu care nu v-ați ostenit, și cetățile pe care nu le-ați zidit și trăiți în ele. Din viile și din grădinile de măslin pe care nu le-ați sădit, iată, mâncați roade. Aceasta arată că omul nu poate dobândi prin trudă nimic. Binecuvântările vin la el ca daruri. Daruri! Ca să nu se laude nimeni. Odată ce am realizat mental bogăția, primim darul bogăției. Odată ce am realizat mental succesul, primim darul succesului, căci succesul și belșugul sunt stări de spirit, căci Domnul este Dumnezeul nostru, El ne-a scos pe noi și pe părinții noștri din țara Egiptului, din casa robiei. Țara Egiptului simbolizează întunericul, casa robiei, unde omul e sclavul îndoielilor și al fricilor și al credinței în lipsuri și limitări, ca rezultat al faptului de a fi ales calea greșită la răspântie. Nenorocirile vin din cauză că nu rămânem credincioși lucrurilor pe care spiritul ni le-a revelat prin intuiție. Toate lucrurile mărețe au fost realizate de oameni care au ținut cu dinții de ideile lor mărețe. Lui Henry Ford i-a fost foarte greu să găsească banii necesari când i-a venit ideea fabricării mașinii. Prietenii lui considerau că e o idee nebunească. Tatăl său i-a zis cu lacrimi în ochi: Henry, de ce renunți la o slujbă bună? plătită cu 25 de dolari pe săptămână ca să alergi după cai vers pe pereți. Dar nimeni nu i-a putut zdruncina credința lui Henry Ford. Așadar, pentru a putea ieși din ținutul Egiptului, din ținutul robiei, trebuie să luăm deciziile corecte. Urmează calea cea bună atunci când te afli la răspântie. Fii dar tare și foarte curajos ca să păzești și să împlinești toată legea pe care ți-a încredințat-o Moise, robul meu. Să nu te abați de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să pricep toate câte le ai de făcut. Așadar, când ajungem la răspântie, să urmăm fără frică vocea intuiției. În Biblie îi se spune glasul sau cuvântul. Și urechile tale vor auzi cuvântul celor ce te călăuzesc pe tine zicând, Iată calea, mergeți pe ea. Pe calea aceasta se află binele, deja pregătit pentru tine. Vei găsi țara cu care nu v-ați ostenit, și cetățile pe care nu le-ați zidit și trăiți în ele. Din viile și din grădinile de măzlin pe care nu le-ați sădit, iată, mâncați roade. Sunt dirijat divin, urmez calea cea bună la răspântie. Dumnezeu croiește o cale acolo unde nu există nicio cale. Dragilor, acesta a fost capitolul 6 din cartea lui Florence Covălșin, capitol intitulat Răspântia. Înainte de a încheia acest filmuleț, aș vrea să vă reamintesc importanța credinței. Sunt foarte multe persoane care îmi scriu în ultima vreme și, deși nu pot să le răspund foarte repede, pentru că am un program extrem de încărcat, dar uh, voi răspunde tuturor cu siguranță, mai devreme sau mai târziu. Uh, cei care mi-au scris au uh, diverse dorințe, probleme, uh, întrebări, nelămuriri. Uh, este un capitol foarte bun pentru cei care nu-și găsesc un loc de muncă. Uh, Florence ne explică foarte bine, cum să treci peste această limitare mentală. Pentru că noi ne punem aceste bariere. Uh, noi considerăm că nu găsim de muncă, că nu mai avem vârsta necesară, că piața nu cere, uh, că nu sunt oferte în acest moment. Uh, încercați să să dărmați aceste limitări, aceste bariere, pentru că orice este posibil, orice este posibil pe lumea asta și nu sunt doar vorbe în vânt, viața se poate schimba într-o secundă și cu toții am experimentat aceste schimbări chiar și înainte de a fi conștienți de puterea noastră mentală, lucrurile se schimbă de la o secundă la alta, de la un minut la altul. Drept urmare, ne ceva permanent, de ce suntem înclinați și suntem foarte siguri noi, ca oameni, de faptul că lucrurile se pot schimba în rău de la o secundă la alta? Dar de ce nu putem să spunem că lucrurile se pot schimba în bine de la o secundă la alta? Așa cum am mai spus în alte filmulețe, frica constituie un motor mult mai puternic în interiorul nostru. Motiv pentru care, de cele mai multe ori, fără să fim conștienți, manifestăm lucrurile negative mult mai repede decât le manifestăm pe cele pozitive. Tocmai pentru că dăm însemnătate. Uh, Gândurilor negative, credem că ele se pot întâmpla, ni se par mult mai plauzibile decât lucrurile bune. Iar aici vorbim de un mindset, vorbim de un mod în care ne-am programat gândirea. Trebuie să schimbăm această gândire. Și chiar dacă circumstanțele, la momentul actual, uh, par să nu fie favorabile, întotdeauna să vă gândiți că tot ceea ce se întâmplă se întâmplă pentru ca voi să ajungeți sau noi să ajungem la obiectivul nostru final. Așa cum spune și Florence Covolșin în acest capitol, Ford. A trebuit să renunțe la jobul lui pentru a-și urma visul. Poate unii dintre noi nu avem curajul să ne urmăm visul și să renunțăm la un job, pentru că viața este grea, uh, cheltuielile sunt multe și. și poate nu putem să luăm noi decizia din proprie inițiativă. Au fost foarte multe cazuri de oameni care, manifestând. Un job mai bine plătit sau uh, îndeplinirea uh, dorinței în sfera profesională, poate a unui business, uh, poate al uh, crearea unei companii uh, și au pierdut locul de muncă. Și primul lor gând a fost: De ce mi se întâmplă tocmai mie asta? Eu manifest succesul, manifest să fiu primul în acel domeniu și drept răsplată sunt concediat de la actualul loc de muncă. Ei bine, ne povestește și Nevi la un moment dat că atunci când a fost dat afară, bineînțeles, s-a supărat și a considerat- -o ca pe o, a considerat acest, acest eveniment ca pe un eșec. Și cu toate astea, dacă nu ar fi fost concediat atunci, nu ar fi uh, reușit să-și schimbe uh, domeniul, care nu era cel pe care și-l dorea. Așa s-a întâmplat cu mulți. Au fost nevoiți, pentru că au rămas fără loc de muncă, să își întindă antenele mai mult. Pentru că vedeți și intuiția aceasta. Lucrează. Și lucrează foarte bine, dar de multe ori suntem mult prea comozi pentru a schimba ceva în viața noastră. Așa încât, ascultați-vă intuiția, încercați să vă gândiți că fiecare lucru din viața voastră este doar un pas înainte înspre îndeplinirea obiectivului final. Dărâmați aceste bariere pe care vi le-ați spus uh, singuri. Poate nu singuri, poate societatea, poate prietenii, pentru că voi ajunge și la al doilea punct: care sunt prietenii și sfaturile prietenilor și a celor din jur. Există situații în care vârsta chiar este, de fapt, întotdeauna vârsta este doar un număr. Există locuri de muncă unde o persoană, indiferent de vârsta ei, poate rezolva ceea ce nu pot cei tineri. Nu vă gândiți că sunteți prea bătrâni pentru a mai avea un job. Nu vă gândiți că uh, acele persoane, da, angajatorii caută doar uh, forță de muncă tânără. Gândiți-vă la ceea ce aveți voi de oferit. Și de multe ori. Experiența, cunoștințele pot să-i facă pe angajatori să vadă valoarea acelei persoane. Mă întorc la prieteni, la sfaturi. Cu toții simțim nevoia de a fi validați de cei din jur. Sigur că ne place de fiecare dată când reușim să fim lăudați, să fim valorizați. Avem nevoie Totuși, înainte de a reuși, atunci când mergem pe un drum, de încurajările lor, de suportul lor necondiționat. Din păcate, oamenii din jurul nostru gândesc rațional, dacă nu, mi-aș permite să spun chiar prea rațional. Foarte mulți dintre aceștia analizează totul la sânge, pun răul înainte. Văd toate riscurile, și atunci, de cele mai multe ori, nu avem acest sprijin. Nu spun că sfaturile oamenilor nu sunt importante, pentru că altfel poate nu le-am mai căuta, dar cred că trebuie să mergem dincolo de ceea ce ne sfătuiesc ceilalți și trebuie, așa cum spune Florence Covălșin, să ne lăsăm ghidați de intuiție de feelingul nostru, de ceea ce credem noi cu adevărat. Și eu cred că atunci când faci ceva cu pasiune, când întreprinzi o acțiune, când. Deci nu vorbesc acum doar în sfera financiară, de business, vorbesc chiar și pe plan relațional. Dacă tu pui pasiune în ceea ce faci, dacă tu pui pasiune în ceea ce trăiești, alături de o persoană. Dacă tu știi cu adevărat ce vrei și crezi în proiectul tău, crezi în acțiunile tale, nu te lăsa influențat și încearcă să nu mai trăiești doar din sfaturile celorlalți, nu mai lua decizii doar pentru că ceilalți spun cum să faci, ci încearcă să faci lucrurile așa cum crezi tu că sunt mai bine, ascultându-ți vocea interioară. Pentru că oamenii, și nu e vina lor, repet, încearcă să-ți dea un sfat sincer, dar nefiind implicați. Emoțional în acel proiect, ne fiind implicați în acțiunile pe care tu le întreprinzi, nu știu dacă uh, pot să dea cel mai, cel mai bun ajutor prin sfaturile lor. Încearcă. Mergi pe intuiție. Dacă tu crezi că lucrurile vor decurge bine, dacă tu crezi în șansa ta, dacă tu vrei să reușești și știi că ceea ce faci faci bine muncește fă ceea ce îți spune intuiția face lucru dacă ești inspirat și vei vedea că încet încet succesul vine și părerile prietenilor ale celor din jur se schimbă și chiar dacă poate n-ai simțit suportul lor, n-ai simțit că sunt alături, nu te mâhni și vor fi alături de tine când vei reuși. Ba chiar vor uita ceea ce te-au sfătuit. Și de cele mai multe ori vor spune, știam că vei reuși. Am avut încredere în abilitățile tale. Așadar, sfatul meu, atunci când vrem să facem un lucru bun e, pentru viața noastră, fie că vorbim de, de planul sentimental, al carierei, financiar și așa mai departe, al schimbărilor, să mergem pe drumul nostru, să acționăm în scopul dorinței noastre. Și dacă oamenii din jur uh, nu sunt uh, prea convinși de uh, ratele de reușită, să încercăm să evităm aceste subiecte, să încercăm să nu mai punem atâta presiune pe ei până la urmă, pentru că e clar, dacă ei nu cred în noi, asta nu înseamnă că noi nu credem în noi. Dacă ei nu cred în reușita acelui lucru, nu înseamnă că noi nu credem. Important este ce crezi tu, 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 ca persoană, individuală, și să acționezi în acest sens. Pe de altă parte, dacă sunteți genul de persoană care chiar are nevoie de validarea celor din jur și care chiar și-ar dori să audă cum oamenii. Îi spun că au încredere în abilitățile lui sau ei, atunci încercați să-i vedeți diferit. Încercați să auziți ce doriți dumneavoastră de la ei. Dacă un prieten spune că nu crede că vei reuși sau că nu e o idee bună, cel mai bine ar fi să îl auzi spunând sunt sigur că vei reuși. Am încredere de plină în tine. E o idee foarte bună. Jucați-vă cu imaginația, jucați-vă cu sunetele, ascultați și auziți ceea ce doriți dumneavoastră să auziți. Și imaginați-vă că prietenii sunt alături de voi, prietenii familia, și că um, au încredere de plină în ceea ce vă doriți. Și o să vedeți că încet, încet lucrurile se schimbă, și că acești prieteni. Încep să vadă potențialul acelui business, acelei relații și așa mai departe. Și, bineînțeles, lecția cea mai importantă predată de Neville: nimeni și nimic de schimbat în afară de sine, munciți cu dumneavoastră, credeți în visurile dumneavoastră, încercați să nu vă lăsați influențați de circumstanțele exterioare și veți vedea cum realitatea exterioară vă va arăta dovezile schimbării dumneavoastră. Capitolul 7. Marea ta roșie spune fiilor lui Israel să pornească, ni se spune în ieșirea 14 cu 15. Una dintre cele mai dramatice povestiri din Biblie este episodul în care fiii lui Israel traversează Marea Roșie. Moise îi scoate pe izraeliți din Egipt, unde fusese răținuți în sclavie, dar erau urmăriți de egipteni. Fiii lui Israel, ca majoritatea oamenilor, nu voiau să se încreadă în Dumnezeu. Îi spuneau în continuu lui Moise, nu ți-am spus noi oare de aceasta în Egipt când ți-am zis, lasă-ne să robim egiptenilor, că e mai bine să fim robi egiptenilor decât să murim în pustia aceasta? Moise însă a zis către popor, nu vă temeți, stați și veți vedea minunea cea de la Domnul, pe care vă va face-o el astăzi, căci pe egiptenii pe care îi vedeți astăzi nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul are să se lupte pentru voi, iar voi fiți liniștiți. Putem spune că Moise le-a credință fiilor lui Israel. Aceștia preferau să fie robi vechilor lor doel și frici, căci Egiptul simbolizează întunericul mai degrabă decât să facă saltul imens spre credință și să treacă prin pustietate către pământul făgăduinței. Există într-adevăr o pustietate prin care treci înainte de a ajunge la pământul făgăduinței. Vechile îndoieli și frici ridică ziduri înalte în jurul tău, dar există întotdeauna cineva care să-ți spună să mergi înainte. Există întotdeauna un moise pe drumul tău. Câteodată e vorba despre un prieten, alteori e vorba despre intuiție. Atunci a zis Domnul către moise ce strigi către mine? Spune fiilor lui Israel să pornească. Iar tu ridică stoiagul și ți întinde mâna asupra mării și o desparte și vor trece fiul lui Israel prin mijlocul mării ca pe uscat. Iar Moise și-a întins mâna sa asupra mării și a alungat domnul marea toată noaptea cu vânt puternic de la răsărit și s-a făcut marea uscat că s-au despărțit apele. Și au intrat fiii lui Israel prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat, iar apelele erau perete la dreapta și la stânga lor. Iar egiptenii urmărindu-i au intrat după ei în mijlocul mării, cu toți caii lui faraon, carele și călăreții lui. Iar Domnul a zis către Moise: întindeți mâna asupra mării, ca să se întoarcă apele asupra egiptenilor, asupra carelor lor și asupra călăreților lor și și-a întins Moise mâna asupra mării și spre ziua s-a întors apa la locul ei, iar egiptenii fugeau împotriva apei. Și așa neca Dumnezeu pe egipteni în mijlocul mării. Iar apele s-au tras la loc și-au acoperit carele și călăreții întregii oștiri a lui Faraon, care intrase după israeliții în mare și nu a rămas niciunul dintre ei. Reține! Biblia vorbește despre individ. Ea vorbește despre pustietatea ta, despre marea ta roșie și despre pământul tău al făgăduinței. Fiecare om are un pământ al făgăduinței, o dorință a inimii, dar a fost atât de înrobi de egipteni, gândurile sale negative, încât acest pământ pare foarte îndepărtat și prea frumos ca să fie adevărat. Oamenii, Consideră credința în Dumnezeu o treabă foarte riscantă. Pustietatea se poate dovedi mai rea decât egiptenii. Și cum poți fi sigur că pământul făgăduinței chiar există? Mintea rațională va fi întotdeauna de partea egiptenilor. Dar mai devreme sau mai târziu, ceva spune mergi înainte. De regulă e vorba de împrejurări. Ești împins să o faci. Am să dau exemplul unei studente care este o pianistă extraordinară. A avut un mare succes peste hotare și s-a întors de acolo cu un album plin de articole decupate din ziare și cu o mare bucurie în suflet. Una din rudele ei a început să manifeste interes față de ea și a zis că îi va acorda susținerea financiară necesară pentru un turneu. Au ales împreună un manager care să se ocupe de cheltuieli și de rezervări. După unul sau două concerte, au rămas fără fonduri. Managerul fugise cu banii. Prietena mea era acum într-o situație aproape fără ieșire, dezolată și dezamăgită. Cam în perioada aceea a venit la mine. Îl ura pe omul acela, iar ura o îmbolnăvea. Avea foarte puțin bani și nu-și putea permite decât o cameră mică și întunecată, iar mâinile îi erau adesea aproape înghețate și nu-i mai permiteau să exerseze. Practic, era sclava egiptenilor. Ură, resentimente, lipsuri și limitări. Cineva a adus-o la una dintre întâlnirile mele și atunci mi-a spus povestea ei. I-am zis, în primul rând, trebuie să încetezi să-l mai urăști pe acel om. Când vei fi capabilă să-l ierți, succesul va reveni la tine. Îți faci acum inițierea în iertare. Părea un ordin prea mare, dar ea s-a străduit și a venit de regulat de la toate întâlnirile mele. Între timp, ruda ei a deschis un proces pentru recuperarea banilor. Timpul trecea, dar cazul nu ajungea să fie judecat. Prietena mea a fost chemată în California. Nu mai era tulburată de situație și îl iertase pe bărbatul respectiv. Din senin, după vreo patru ani, a primit în științare că acum ajunsese cazul la tribunal. M-a sunat imediat ce a sosit la New York și m-a rugat să rostesc cuvântul în vederea dreptății. S-a înfățișat la data stabilită, iar cazul a fost soluționat rămânând ca bărbatul să-i restituie banii prin plăți lunare. A venit la mine foarte bucuroasă și mi-a zis, nu am avut nici cel mai mic sentiment față de acel om. A fost uimit când l-am salutat cordial. Ruda fetei i-a spus că toți banii îi reveneau ei, așa că s-a trezit cu o sumă mare în cont. Acum va ajunge în propria țară a făgăduinței. A ieșit din casa robiei, care este casa urii și a resentimentelor, și-a traversat Marea Roșie. Bunăvoința ei față de acel bărbat a făcut ca apele să se despartă, iar ea a trecut marea, mergând ca pe uscat. Uscatul simbolizează ceva substanțial sub picioarele tale, picioarele simbolizând înțelegerea. Moise reprezintă una dintre cele mai importante figuri din Biblie lui a venit inspirația să plece din Egipt împreună cu poporul său. Avea de înfruntat nu doar pe faraon, care nu era dispus să-i lase să plece pe aceea pe care îi transformase în sclav profitabil, ci și inerția poporului său, care își pierduse orice inițiativă sub povara asupririi. A fost nevoie de un geniu extraordinar pentru a îndeplini această condiție, iar Moise a dat dovadă de abnegația și de curajul care erau necesare. Abnegație a fost numit cel mai umil dintre oameni. Am auzit adesea expresia umil ca Moise. A fost atât de umil în fața poruncilor Domnului, încât a devenit unul dintre cei mai puternici oameni. I-a zis Domnului Moise, ridică-ți toiagul și ți de mâna asupra mării și o desparte și vor trece fiii lui Israel prin mijlocul mării, ca pe uscat. Așadar, el, fără să se îndoiască o clipă, le-a zis fiilor lui Israel: Mergeți înainte! A fost un lucru îndrăzneț acela de a conduce un popor numeros în mare, având credința nezdruncinată că nu se vor reneca. Iată miracolul! Și-a alungat Domnul Marea toată noaptea cu vânt puternic de la răsărit și s-a făcut mare uscat că s-au despărțit apele. Reține, lucrul acesta ți se poate întâmpla chiar astăzi. Gândește-te la problema ta. Poate că ți-ai pierdut inițiativa din cauza că ai trăit atâta vreme ca rob al faraonului, reprezentat de îndoielile tale, de fricile și de descurajările tale. Spuneți în sinea ta, mergi înainte. Și a alungat Domnul Marea toată noaptea cu vânt puternic de la răsărit. Ne vom gândi la acest vânt puternic de la răsărit ca la o afirmație puternică. Alege o afirmație vitală. De pildă, dacă problema ta e una de ordin financiar, spune: Sursa mea o reprezintă Dumnezeu și o mare și fericită surpriză financiară vine acum prin Har. În moduri perfecte. Afirmația aceasta e bună, căci conține elementul misterului. Ni se spune că Dumnezeu acționează în moduri misterioase atunci când își înfăptuiește miracolele. Am putea spune în moduri surprinzătoare: Acum că ai rostit afirmația pentru prosperitate financiară, ai stârnit acest vânt de la răsărit. Mergi drept către Marea Roșie a lipsurilor și a limitărilor. Pentru asta e necesar să faci ceva prin care să-ți arăți curajul. Voi spune povestea unei studente care a primit o invitație de a-și vizita niște prieteni la o reședință de vară foarte elegantă. Ea trăia la țară de multă vreme, luase în greutate și nimic nu-i mai venea bine în afara unui costum modest. Invitația asta picase din senin și implica haine de seară, pantofi, accesorii, lucruri pe care ea nu le avea și nici bani pentru a le cumpăra. A venit la mine. Am întrebat-o, ce-ți spune inima? Mi-a răspuns, nu simt niciun fel de teamă. Inima îmi spune să mă duc orice ar fi. Așa că s-a îmbrăcat în niște haine de drum, destul de inconfortabile și s-a dus. Când a ajuns în casa prietenilor ei, a fost întâmpinată cu căldură, dar gazda ei i-a zis cu o oarecare jenă: Poate că ceea ce am făcut-o va deranja. Însă am pus în camera ta niște haine de seară și niște pantofi pe care nu i-am purtat niciodată. N-ai vrea să-i porți în seara aceasta? Prietena mea a asigurat-o că va fi încântată și totul s-a potrivit perfect. Își înfruntase, iată, propria mare roșie și o trecuse ca pe uscat. Apele mării se despart, iar eu trec dincolo ca mergând pe uscat. Înaintez acum spre Pământul Făgăduinței. Capitol intitulat Păzitorul Porții. Pus am păzitor peste voi și am zis: Ascultați sunetul trâmbiței, Ieremia 6 cu 17. Trebuie să avem cu toții un păzitor la poarta gândurilor. Păzitorul porții este mintea supraconștientă. Avem puterea de a ne alege gândurile fiindcă am trăit mii de ani în vârtejul gândurilor, pare aproape imposibil să le controlăm. Ele aleargă prin mintea noastră precum vitele sau oile cuprinse de panică. Dar un singur câine ciobănesc poate să țină sub control oile speriate și să le îndrume spre țarc. Am văzut într-un scurt documentar cum un câine ciobănesc aduna oile. Le-a strâns pe toate, mai puțin trei dintre ele care se opuneau cu îndurjire. Behăiau și își ridicau picioarele din față în semn de protest, dar câinele s-a așezat pur și simplu în fața lor și nu și-a luat ochii de la ele. N-a lătrat și nu a amenințat. Pur și simplu a stat și s-a uitat de la ele, transmițând determinare. N-a trecut mult și oile s-au dus în țarc. Putem învăța să ne controlăm gândurile în același mod, prin fermitate și blândețe, nu prin forță. Luăm o afirmație și o repetăm continuu, în timp ce gândurile noastre gonesc prin minte. Nu putem întotdeauna să ne controlăm gândurile, dar putem să ne controlăm cuvintele, iar repetiția ni le imprimă în subconștient. Astfel că vom ajunge să stăpânim situația. În capitolul 6 din Ieremia citim: Pus am păzitor peste voi, și am zis: Ascultați sunetul trâmbiței. Succesul și fericirea în viață depinde păzitorul porții gândurilor tale, căci mai devreme sau mai târziu acestea se cristalizează în exterior. Oamenii cred că, dacă fug de o situație negativă, vor scăpa de ea, dar situația aceea îi va urmări oriunde se vor duce. Vor avea parte de aceleași experiențe până când vor învăța lecția. Ideea aceasta e ilustrată în filmul Vrăjitorul din Oz. Fetița din film, Dorothy, e foarte nefericită deoarece femeia rea din sat vrea să ia câinele, pe Toto. Disperată, se duce să le împărtășească îngrijorarea ei, mătușii M și unchiului Henry, dar aceștia sunt prea ocupați ca să o asculte și îi spun să o șteargă de acolo. Atunci ea îi spune lui Toto, există undeva deasupra norilor un loc minunat în care toată lumea e fericită și nimeni nu e rău cât de mult i-ar plăcea să fie și ea acolo. Brusc, în Kansas se pornește o tornadă, iar ea și Toto sunt luați pe sus și duși tocmai în țara lui Oz. Totul pare încântător la început, dar în curând Dorothy începe să aibă aceleași experiențe. Femeia rea din sat s-a transformat într-o vrăjitoare teribilă și încearcă în continuare să-i ia pe Toto cât de mult și-ar dori să se întoarcă în Kansas. I se spune să-l găsească pe vrăjitorul din Oz. Acesta este foarte puternic și îi va îndeplini dorința. Dorothy pornește la drum să găsească orașul de Smarald. Pe drum întâlnește o sperietoare de ciori, care este foarte nefericită pentru că nu are creier. Întâlnește apoi un om de tinichea, foarte nefericit la rândul lui, fiindcă nu are inimă. Apoi întâlnește un leu foarte nefericit, pentru că nu are curaj. Îi înveselește pe toți, spunându-le, vom merge împreună la vrăjitorul din oz, iar el ne va îndeplini dorințele. Sperietorii să-i dea minte, omului de tinichea o inimă, iar leului să-i dea curaj. Trec prin întâmplări înfricoșătoare, căci vrăjitoarea ce rea E hotărâtă să o prindă pe Dorothy și să-i ia pe Toto, apoi să o lase fără pantofii de rubin care o protejau. În cele din urmă ajung la palatul de smarald al vrăjitorului din Oz. Când cer să-l întâlnească pe vrăjitor, li se spune că nimeni nu l-a văzut vreodată pe vrăjitorul din Oz, despre care se spunea că trăiește, în mod misterios, la palat dar cu ajutorul bunei vrăjitoare din nord, ei intră în palat. Acolo descoperă că vrăjitorul este doar un fals magician din orașul natal al lui Dorothy, Kansas. Sunt cu toții cuprinși de disperare, când își dau seama că dorințele lor nu vor putea fi îndeplinite. însă vrăjitoarea cea bună le arată că dorințele le au fost deja îndeplinite. Sperietoarea de ciori a descoperit că are creier când a fost nevoită să hotărască ce e de făcut în întâmplările prin care a trecut. Omul de tinichea descoperă că are o inimă deoarece o iubește pe Dorothy, iar leul a devenit curajos fiindcă a fost nevoit să dea dovadă de curaj în numeroasele sale aventuri. Buna vrăjitoare din nord îi spune lui Dorothy: Ce ai învățat din experiențele tale? iar Dorothy răspunde, am învățat că tot ce-mi doresc cel mai mult se află la mine acasă. Atunci vrăjitoarea cea bună flutură bagheta magică, iar Dorothy ajunge din nou acasă. Se trezește și descoperă că sperietoarea de ciori, omul de tinichea și leul sunt bărbații care lucrează la ferma unchiului ei. Aceștia sunt foarte bucuroși să o revadă. Povestea aceasta ne învață că nu poți fugi de problemele tale oricât de mult te-ai strădui. Nu te lăsa tulbura de o situație, iar aceasta va dispărea de la sine. Există o lege ocultă a indiferenței. Niciunul dintre aceste lucruri nu mă tulbură. Când nu mai poți fi tulburat de nimic, orice motiv de tulburare va dispărea din jurul tău și cei ce te învață nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe dascălităi. Pus am păzitor peste voi și am zis: Ascultați sunetul trâmbiței. Trâmbița este un instrument muzical folosit pe vremuri pentru a atrage atenția oamenilor asupra unei chestiuni, o victorie, o poruncă. Îți vei forma obiceiul de a acorda atenție fiecărui gând și cuvânt. Atunci când îți vei da seama de importanța lor, imaginația, supranumită foarfe ca minții, decupează în permanență conturul întâmplărilor care urmează să apară în viața ta. Mulți oameni decupează imagini ale fricii, văzând lucruri care nu sunt parte dintr-un plan divin. Cu ochiul spiritual, omul vede numai adevărul. El vede dincolo de rău Știind că din acesta se va naște binele, transformă nedreptatea în dreptate și își dezarmează aparentul dușman, trimițându-i gânduri bune. Citim în mitologie despre ciclopi, niște uriași despre care se spune că au locuit pe teritoriul Siciliei. Acești uriași aveau un singur ochi în mijlocul frunții. Centrul minții este situat în frunte între cei doi ochi. Așadar, acești uriași legendari s-au născut din această idee. Atunci când vezi cu ochiul spiritual, ești într-adevăr câștigat, căci fiecare gând va fi un gând constructiv, iar fiecare cuvânt va fi un cuvânt divin. Fă din cel de-al treilea ochi păzitorul porții. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Ochiul curat va face ca întregul corp să fie transformat în corp spiritual, corpul electric făurit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și când spune chipul, vorbește de imaginație. Văzând limpede planul perfect, putem mântui lumea, căci ochiul nostru interior va vedea atunci o lume plină de pace, belșug și bunăvoință. Nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă. Niciun neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Legea ocultă a indiferenței înseamnă că ești netulbura de aparențele potrivnice. Menții constant în minte gândul constructiv, iar acesta este biruitor. Legea spirituală Transcende legea karmei. Aceasta este atitudinea mentală pe care trebuie să o aibă un vindecător sau un practician față de pacientul său. Indiferent de aparența lipsurilor, a pierderilor sau a bolilor, el produce schimbarea în minte, corp și în problemele vieții de zi cu zi. Am să citez acum din Ieremia, capitolul 31. Nota dominantă este una a bucuriei. Ni se oferă o imagine a individului eliberat de gândirea negativă. Că va veni vremea când străjile de pe muntele Efraim vor striga, sculați-vă să ne suim în Sion la Domnul Dumnezeul nostru. Păzitorul porții nu adoarme, el este ochiul care veghează asupra lui Israel. Dar individul care trăiește într-o lume a gândirii negative nu este conștient de acest ochi interior. El poate avea momente de intuiție sau iluminare, după care cade din nou într-o lume a haosului. E nevoie de determinare și de vigilență veșnică pentru a ne analiza cuvintele și gândurile. Gândurile legate de frică, eșec, resentimente și reavoință trebuie dizolvate și împrăștiate. Să luăm următoarea afirmație. Orice răsad pe care nu l-a sădit tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Aceasta creează o imagine vie a dezrădăcinării buruienilor din grădină. Acestea sunt apoi aruncate la o parte și se usucă fiindcă sunt lipsite de solul care le hrănea. Dar individul, care trăiește într-o lume a gândirii negative, nu este conștient de ochiul său interior. Tu hrănești gândurile negative oferindu-le atenție. Folosește legea ocultă a indiferenței și refuză gândurile negative. În curând le vei înfometa. Ideile divine îți vor umple conștiința. Ideile false vor pieri, iar tu vei dori numai ceea ce Dumnezeu dorește prin tine. Chinezii au un proverb: Filozoful lasă croiala hainei sale în seama croitorului. Așadar, lasă planul vieții tale în seama Creatorului Divin și vei vedea că toate condițiile vor fi în permanență perfecte pământul pe care mă aflu e pământ sfânt. Mă dezvolt rapid conform planului divin al vieții mele, unde toate condițiile sunt în permanență perfecte. Capitolul 9. Calea abundenței Atunci aurul tău îl vei prețui drept sărână, ni se spune în Iov 22 cu 24. Calea abundenței este un drum cu un singur sens altă cale nu există. Fie te îndrept spre lipsuri, fie te îndrept spre belșug. Din punct de vedere mental, omul cu o conștiință a bogăției și cel cu o conștiință a sărăciei nu se îndreaptă în aceeași direcție. Există o rezervă bogată, divin planificată pentru fiecare individ. Bogatul apelează la ea, căci gândurile legate de bogăție – Duc spre bogăție. Schimbă-ți de grabă gândurile și totul se va schimba. Lumea ta este o lume a ideilor cristalizate, a cuvintelor cristalizate. Mai devreme sau mai târziu, vei culege roadele cuvintelor și gândurilor tale. Cuvintele sunt corpuri sau forțe ce se mișcă în spirală și se întorc la timpul cuvenit în viața celor care le-au creat. Cei care vorbesc întotdeauna și tot timpul despre lipsuri și limitări vor culege roadele reprezentate de lipsuri și limitări. Nu poți intra în împărăția belșugului dacă te plângi de soarta ta. Cunosc o femeie care era întotdeauna limitată în ideile ei cu privire la prosperitate. Mereu își cârpea hainele vechi, în loc să-și cumpere unele noi. Era foarte atentă cu banii și mereu își bătea la cap soțul să nu cheltuiască prea mult. Avea obiceiul să spună: Nu vreau nimic din ceea ce nu-mi permit. Nu-și permitea multe, așa că nu avea mare lucru. Brusc, întreaga ei lume s-a prăbușit. Soțul a părăsit-o, satul de uh, toate cicălelile și de gândurile ei limitate. Era disperată când, într-o zi, i-a căzut în mâini o carte despre metafizică. Aceasta explica puterea gândurilor și a cuvintelor. Și-a dat seama că ea invitase fiecare experiență nefericită prin modul ei greșit de gândire. A râs de greșelile ei și a decis să învețe ceva din asta. Era hotărâtă să confirme legea belșugului. A folosit banii pe care îi avea fără nicio teamă, pentru a-și demonstra credința în rezerva ei inexistentă. S-a bizuit pe Dumnezeu ca sursa prosperității ei. N-a mai rostit afirmații despre lipsuri și limitări. Și-a păstrat sentimentul de prosperitate, iar acest lucru se putea vedea pe chipul ei. Prietenele ei mai vechi abia dacă o mai recunoșteau. Înclinase acum balanța în favoarea prosperității obținuse acum mai mulți bani decât avusese vreodată. S-au deschis pentru ea noi porți și căi de care nici nu avusese habar. A cunoscut succesul într-un domeniu pentru care nu avea niciun fel de instruire. Deodată s-a trezit într-un loc miraculos. Ce se întâmplase, își schimbase calitatea cuvintelor și a gândurilor. Făcuse din Dumnezeu temelia credinței ei și a tuturor nevoilor ei. A avut nevoie de dovezi până în ceasul din urmă, însă dorințele i s-au împlinit de fiecare dată, căci era hotărâtă în așteptările ei și aducea mulțumiri fără nicio șovăială. Cineva m-a sunat recent și mi-a zis, îmi caut cu disperare de lucru. I-am răspuns, nu căuta cu disperare, caută aducând mulțumiri și laude, căci Iisus Hristos, El însuși înțelepciune, Spunea să ne rugăm, aducând laude și mulțumiri. Laudele și mulțumirile deschid porți, căci așteptarea este întotdeauna răsplătită. Sigur, legea aceasta este impersonală, iar o persoană necinstită care are gânduri de bogăție va atrage bogății, dar un lucru obținut pe căi necinstite e întotdeauna cu ghinion, după cum spunea Shakespeare va fi de scurtă durată și nu va aduce fericire. Buna înțelegere rodește har. Calea celor vicleni e spre pierirea lor. Acesta este motivul pentru care este atât de necesar să-ți ceri, așa cum trebuie, partea din rezerva universală, care ți se cuvine prin drept divin și sub har în moduri perfecte. Unii oameni atrag prosperitatea, dar nu o pot menține. Uneori, pentru că li se urcă la cap, alteori, pentru că nu trez temeri și îngrijorări. Un prieten prezent la una dintre orele mele de întrebări și răspunsuri, în cadrul unui curs, mi-a spus următoarea poveste. Niște oameni din orașul său natal, care fusese rădintotdeauna săraci, au găsit petrol în curtea din spatele casei lor. S-au îmbogățit peste noapte. Tatăl lor s-a înscris în clubul de golf. Și a început să practice acest sport. Nu mai era tânăr, astfel că efortul fizic s-a dovedit a fi prea mult pentru el, și într-o zi a murit pe terenul de golf. Întâmplarea aceasta i-a îngrozit pe cei din familie. Au hotărât cu toții că s-ar putea să aibă probleme cu inima, așa că acum stăteau la pat, vegheați clipă de clipă de asistentele medicale. Când sunt pradă gândurilor haotice oamenii trebuie să se teamă întotdeauna de ceva. Acum ei nu-și mai făceau grijă în legătură cu banii, prin urmare și-au îndreptat îngrijorarea către starea lor de sănătate. Înainte se spunea că nu poți avea totul. Dacă obții un lucru, vei pierde un altul. Oamenii spuneau mereu, norocul tău nu o să dureze, e prea frumos ca să fie adevărat. Isus Hristos spunea, în lume, necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Iar aici, Florence Covelșin traduce lumea ca fiind lumea gândurilor. În supraconștient, oricărei rugăminți îi se răspunde cu belșug, iar binele tău e permanent. Dacă te întorci la cel puternic și te zmerești, în conștiință, dacă depărtezi nedreptatea de cortul tău, atunci aurul tău îl vei prețui drept țărână, și comorile ofirului drept pietricele, pentru că cel atot puternic va fi pentru tine sloi de aur și grămezi de argint. Ce imagine a opulenței! Rezultatul întoarcerii către cel puternic, în conștiință. Pentru omul de rând, care s-a gândit numai la lipsuri vreme îndelungată, e foarte dificil să-și creeze o conștiință a bogăției am o studentă care a atras un mare succes rostind afirmația Sunt fica regelui. Tatăl meu cel bogat își revarsă acum abundența asupra mea. Sunt fica regelui. Toți și toate se dau la o parte din calea mea. Mulți oameni acceptă condiții limitate din cauza că sunt prea leneși mental pentru a schimba gândurile și a ieșit din situația în care se află. Trebuie să ai o mare dorință de libertate financiară. Trebuie să te simți bogat. Trebuie să te vezi bogat. Trebuie să te pregătești continuu pentru bogății. Fii precum un copil care își închipuie că e bogat. Vei imprima atunci în subconștient această anticipare a bogăției. Imaginația e atelierul omului, foarfeca minții. Acolo, el își conturează în permanență întâmplările din viața sa. Supraconștientul este tărâmul inspirației, al revelației, al iluminării și al intuiției. Supraconștientul este tărâmul ideilor perfecte. Genile își captează gândurile din supraconștient. Fără vedenie de proroc, poporul meu va pieri. Când oamenii și-au pierdut puterea de a-și imagina binele, ei pierd sau ajung la sapă de lemn. Este interesant de comparat traducerea Bibliilor în franceză și în engleză. În versetul 21 din capitolul 22 al cărții lui Iov citim Împacă-te cu Dumnezeu și caz la pace, atunci bine va fi de tine. În Biblia franțuzească citim împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Astfel te vei bucura de fericire. Versetul 23 spune, dacă te întorci la cel tot puternic, te vei întări, vei ține nedreptatea la distanță de cortul tău. În traducerea franțuzească citim, vei fi repus în drepturi dacă te întorci la cel tot puternic, ținând nedreptatea la distanță de sălașul tău. În versetul 24, Citim o traducere nouă și uimitoare. În Biblia englezească scrie, atunci vei așeza aurul grămez precum praful, iar aurul ofirului precum pietricelele pârâului. Biblia franceză spune, aruncă aurul în țărână, aurul ofirului, printre pietrele râului, iar tot puternicul îți va fi aur argint bogății. Asta înseamnă că, dacă oamenii se încred în totalitate, în rezerva lor aparentă, atunci e chiar mai bine să o arunce pe aceasta și să se încreadă numai în atot puternic pentru aur, argint și bogății. Voi da un exemplu, istorisind o întâmplare pe care mi-a relatat-o o prietenă. Un preot s-a dus în vizită la o mănăstire de maici din Franța, unde acestea aveau grijă de mai mulți copii. Disperată, una dintre călugărițe i-a spus preotului că nu mai aveau de mâncare, și în scurt timp copiii urmau să rămână flămânzi. Și nici bani nu mai aveau decât o singură monedă de argint, care valora cam un sfert de dolar. Aveau nevoie de hrană și de îmbrăcăminte. Dă moneda aceea, i-a cerut preotul. Călugărița i-a înmânat-o, iar el a aruncat-o pe geam. Acum, a zis el, încredete în totalitate în Dumnezeu. În scurt timp, la mănăstire au sosit prieteni cu mâncare din belșug și cu bani pe care i-au oferit în dar. Asta nu înseamnă că trebuie să arunci banii pe care îi ai, ci că nu trebuie să te bazezi pe ei. Încredete în rezerva ta invizibilă, încredete în rezerva creată de imaginația ta. Să ne apropiem de Dumnezeu și să avem pace, căci El va fi aurul argintul și bogățiile noastre. Inspirația a tot puternicului va fi apărarea mea și voi avea arginți din belșug. Capitolul 10. Nimic nu-mi va lipsi. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. Psalmul 22 cu 1. Psalmul 22 este cel mai cunoscut dintre psalmi. Am putea spune că reprezintă ideea fundamentală a mesajului transmis de Biblie. Spune că omul nu va duce niciodată lipsă de nimic, câtă vreme va ști că Domnul e Păstorul lui, că inteligența infinită răspunde fiecarei nevoi. Dacă dobândești această convingere, astăzi, fiecare nevoie îți va fi satisfăcută, acum și da pururea. Vei extrage pe loc, din belșugul fiecărui domeniu, orice vei dori sau vei avea nevoie că ceea ce îți este necesar se află deja în calea ta. O femeie a avut bruz revelația, domnul este păstorul meu, nu mi va lipsi nimic. A simțit că resursele ei invizibile deveneau tangibile, a simțit că nu mai depindea de timp și spațiu și nu s-a mai bizuit pe condițiile exterioare. Prima dovadă a fost una nesemnificativă, dar necesară. Avea nevoie imediat de niște agrafe de birou, însă nu avea timp să meargă la papetărie să le cumpere. Căutând altceva, a deschis un sertar pe care îl folosea rar, iar în el a găsit vreo zece agrafe. A simțit că legea funcționează și a adus mulțumiri. La un moment dat a primit o sumă de bani de care avea nevoie, apoi alte lucruri de o importanță mai mare sau mai mică au venit pe rând în viața ei. De atunci... Nu a mai pus niciodată la îndoială afirmația, domnul e păstorul meu, nu va lipsi niciodată nimic. Îi auzim adesea pe oameni spunând, nu cred că se cade să-i cer lui Dumnezeu bani sau bunuri materiale. Acești oameni nu-și dau seama de faptul că acest principiu creator există în fiecare om. Adevărata spiritualitate înseamnă să dovedești că Dumnezeu e sursa ta, nu doar din când în când, ci zilnic. Isus Hristos cunoștea această lege că și tot ceea ce își dorea sau cerea se împlinea imediat. Pâinile și peștii sau moneda din gura peștelui. Când vei înțelege această lege, orice tendință de a acumula sau de a economisi va dispărea. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ai un cont în bancă sau să investești, ci înseamnă că nu trebuie să te bazezi exclusiv pe ele, căci o pierdere îți va aduce un câștig într-o altă direcție. Întotdeauna, hambarele și cămările tale vor fi pline de belșug. Dar cum poți intra în contact cu această sursă invizibilă? Rostind o afirmație adevărului care rezonează cu tine și îți va aduce realizări. Și nu este doar pentru cei privilegiați. Oricine va chema în numele Domnului, se va mântui. Domnul este păstorul tău, al meu și al tuturor. Dumnezeu este inteligența absolută care le îndeplinește oamenilor toate necesitățile. Explicația este aceea că omul este Dumnezeu în acțiune. Isus Hristos a spus: Eu și Tatăl meu suntem una. Am putea parafraza afirmația aceasta spunând: Eu și Marele Principiu Creator al Universului suntem unul și același. Omul cunoaște lipsurile numai atunci când pierde contactul cu acest principiu creator în care trebuie să aibă încredere de plină, căci este inteligența absolută și cunoaște calea împlinirii. Mintea rațională și voința personală produc un scurt circuit. Nădăjduiește în mine și eu îți voi împlini. Majoritatea oamenilor devin neliniștiți și temători atunci când nu mai au niciun sprijin exterior. O femeie a venit într-o zi la un creștin practicant și i-a zis Sunt doar o biată femeie care nu-l are decât pe Dumnezeu alături. Practicantul i-a răspuns Nu ai de ce să-ți faci griji dacă îl ai pe Dumnezeu alături de tine, căci tot ce îngăduie împărăția îți aparține. Într-o altă zi a sunat o femeie aproape în lacrimi. Sunt foarte îngrijorată în legătură cu situația afacerii mele. I Am răspuns, Situația legată de Dumnezeu rămâne aceeași. Domnul te paște, nimic îți va lipsi. Dacă o poartă se închide, o alta se deschide. Un om de afaceri prosper, care își conducea toate afacerile după metodele bazate pe adevăr, a zis. Problema cu majoritatea oamenilor este că ajung să se bazeze doar pe anumite aspecte. Nu au suficientă imaginație ca să meargă înainte, să-și creeze noi oportunități. Aproape orice succes e clădit pe un eșec. Am auzit că Edgar Bergen a fost concediat pentru că nu mai aveau nevoie de el. Noel Coward l-a luat alături de el în emisiunea radio a lui Rudy Valley, iar el și Charlie McCarthy au devenit celebri peste noapte. La una dintre întâlnirile mele am spus povestea unui bărbat care era atât de sărac și de descurajat, încât și-a pus capăt vieții. Câteva zile mai târziu a venit o scrisoare prin care era anunțat că moștenise o avere impresionantă. Un bărbat prezent la întâlnirea a spus atunci, asta înseamnă că, atunci când vrei să-ți pui capăt zilelor, demonstrația ta e la doar trei zile distanță. Nu te lăsa păcălit de întunericul dinaintea zorilor. E bine să vezi zorii din când în când, să te convingi că ei vin negreșit. Asta mi-amintește de o experiență pe care am avut-o acum câțiva ani. Aveam o prietenă care locuia în Brooklyn, lângă Prospect Park. Îi plăcea să facă lucruri neobișnuite și într-o zi mi-a spus Vină la mine și ne vom trezi dimineața de vreme să vedem răsăritul în Prospect Park. La început am refuzat, dar apoi mi-am spus că va fi o experiență interesantă. Era vară. Ne-am trezit pe la patru, prietena mea, fetița ei și cu mine. Era întuneric beznă, dar am pornit pe stradă în jos către intrarea în parc. Câțiva polițiști ne-au analizat curioși, dar prietena mea le-a spus: Mergem să vedem răsăritul, iar aceștia au fost mulțumiți de răspuns. Am mers prin parc până la o grădină minunată de trandafiri. O lumină slabă a apărut la răsărit, apoi am auzit deodată o zarvă mare. Ne aflam lângă grădina zoologică, și toate animalele salutau zorii. Leii și tigrii răgeau, hienele țipau, se auzeau zgomote ascuțite și urlete. Fiecare animal avea ceva de zis în legătură cu ziua cea nouă care se întrezărea. A fost într-adevăr o experiență înălțătoare. Lumina se strecura printre copaci, totul avea un aspect nepământesc. Apoi, pe măsură ce s-a luminat tot mai mult, umbrele noastre s-au mutat în fața noastră zorii unei zile noi, zorii minunați care vin pentru fiecare dintre noi după o perioadă de întuneric. Zorii succesului, ai fericirii și ai belșugului vor veni negreșit la tine. Fiecare zi este importantă, căci în minunatul poem s-a înscrit, citim, uite bine, deci la ziua aceasta. Astfel este salutul zorilor. În ziua aceasta Dumnezeu te paște. În ziua aceasta nu vei duce lipsă de nimic, căci tu și acest măreț principiu creator sunteți unul și același. Psalmul 33 este de asemenea un psalm al siguranței. Începe cu o binecuvântare la adresa Domnului. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda lui în gura mea cei care îl caută pe Domnul nu vor avea lipsuri. Al căuta pe Domnul înseamnă că omul trebuie să facă primul pas. Apropiați-vă de mine și eu mă voi apropia de voi, spune Domnul. Îl cauți pe Domnul rostindu-ți afirmațiile, așteptându-te la lucruri bune și pregătindu-te pentru ele. Dacă ceri succes și te pregătești pentru eșec, vei primi lucrul pentru care te-ai pregătit. În cartea mea, Jocul vieții și cum să-l joci, vorbesc despre un bărbat care mi-a cerut să rostesc cuvântul pentru ca toate datoriile lui să dispară. După practicarea afirmațiilor mi-a zis, acum mă gândesc la ce le voi spune oamenilor că nu voi avea bani să-i plătesc. Un gând nu va da roade dacă nu ai credință în el, căci credința și anticiparea imprimă în mintea subconștientă imaginea împlinirii. În psalmul 22 citim, sufletul meu l-a întors. Sufletul tău este mintea ta subconștientă și trebuie întoarsă cu ajutorul ideilor corecte. Tot ce simți în profunzime se imprimă în subconștient și se manifestă în ceea ce ți se întâmplă. Dacă ești convins că ești un ratat, vei fi un ratat până când îți vei întipări în subconștient convingerea că ești un om de succes. Lucrul acesta se realizează prin intermediul unei afirmații care rezonează cu tine. O prietenă care a venit la o întâlnire organizată de mine mi-a spus că îi dădusem următoarea afirmație. Pământul pe care te afli e pământ roditor. Până atunci starea ei fusese una tristă, dar afirmația aceasta a funcționat pentru ea. Pământ roditor, pământ roditor, îi răsuna în urechi. Numai decât au început să vină la ea lucruri bune și surprize plăcute. Motivul pentru care este necesar să rostești o afirmație e acela că repetiția se imprimă în subconștient. Nu-ți poți controla gândurile la început, dar poți să-ți controlez cuvintele, iar Isus Hristos a spus căci din cuvintele tale vei fi găsit drept și din cuvintele tale vei fi osândit. Alegem fiecare zi cuvintele corecte, gândurile corecte. Imaginația este puterea creatoare. Din închipuirile inimii țâșnește viața. Cu toții avem o rezervă la care putem apela. Puterea imaginației. Să ne imaginăm că suntem bogați, sănătoși și fericiți. Să ne imaginăm că toate treburile noastre sunt în ordine. O ordine divină, dar să lăsăm calea prin care se vor înfăptui toate acestea în seama inteligenței infinite. El are arme de care tu nu ai habar. Are căi care te vor surprinde. Iată unul dintre cele mai importante pasaje din Psalmul 22. Gătit ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc. Asta înseamnă că chiar și în prezența situației vrăjmașe provocate de îndoielile, fricile și resentimentele tale, vei găsi mereu o soluție. Domnul este păstorul meu și nimic nu va lipsi. Adus-mi am aminte de lucrurile Domnului, și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început, ni se spune în Psalmul 76, cu 11. Cuvintele minune și minunat sunt folosite de multe ori în Biblie. În dicționar, cuvântul minune înseamnă ceva care produce surpriză, uimire, un miracol. În tertium organum, Uspensky numește lumea celei de-a patra dimensiuni, lumea celor miraculoase. El a dovedit matematic că există un tărâm în care toate sunt perfecte. Isus Hristos l-a numit împărăția. Am putea spune, căutați mai întâi lumea minunată și toate acestea se vor adăuga vouă. La ea se poate ajunge doar printr-o stare de conștiință. Isus Hristos spunea că pentru a intra în împărăție Trebuie să devenim precum copiii. Copiii sunt mereu într-o stare de bucurie și minunare. Viitorul conține promisiunea unor lucruri bune, învăluite în mister. Orice se poate întâmpla peste noapte. În Grădina cu versuri pentru copii, Robert Louis Stevenson spune: Lumea este plină cu tot felul de lucruri. Sunt sigur că vom fi cu toții fericiți ca niște regi. Așadar, să privim minunându-ne la ceea ce se află în fața noastră. Afirmația aceasta mi-a fost oferită cu mai mulți ani în urmă, iar eu am menționat -o în cartea mea, Jocul vieții și cum să-l joci. Ratasem o oportunitate și simțeam că ar fi trebuit să fiu mai atentă la binele meu. În ziua următoare am rostit afirmația dimineața de vreme. Privez minunându-mă la ceea ce se află în fața mea. La prânz a sunat telefonul și am primit din nou propunerea din ziua anterioară. De data aceasta am profitat de ocazie. Am fost cu adevărat mirată, căci nu mă așteptam ca oportunitatea respectivă să apară din nou. O prietenă prezentă la una dintre întâlnirile mele mi-a spus zilele trecute că afirmația aceasta îi adusese rezultate minunate îți umple conștiința cu o stare de anticipare fericită. Copiii au sufletul plin cu starea aceasta de anticipare fericită până când ajung la vârsta adultă, căci atunci experiențele nefericite îi scot din lumea lor minunată. Să privim în urmă și să ne amintim câteva dintre ideile sumbre care ne-au fost transmise. Mănâncă mai întâi merele stricate. Nu te aștepta la prea multe, Astfel nu vei fi dezamăgit. Nu poți avea totul în viața ta. Copilăria e cea mai fericită perioadă din viață. Nimeni nu știe ce va aduce viitorul. Ce start în viață! Acestea sunt câteva dintre impresiile care ne-au fost transmise în primii ani de viață. La vârsta de șase ani aveam un simț al răspunderii foarte dezvoltat. În loc să privez minunându-mă la ceea ce se afla în fața mea, eu priveam cu teamă și cu suspiciune. Mă simt mult mai tânără acum decât mă simțeam când aveam șase ani. Am o fotografie care mi-a fost făcută cam pe vremea aceea, în timp ce culegeam o floare, dar cu expresia a feței măcinată de griji și deznădăjduită. Lăsasem în urmă lumea minunată. Trăiam acum în lumea realităților, așa cum mi-o zugrăviseră adulții din familia mea, și aceasta era departe de a fi minunată. E un mare privilegiu pentru copiii de astăzi să trăiască vremurile acestea în care sunt învățați adevărul încă de la naștere. Chiar dacă nu li se prădă efectiv metafizica, parcă plutește în aer o anticipare fericită. Poți deveni o Shirley Temple sau un Freddy Bartolomeu sau un mare pianist la vârsta de șase ani și să plece într-un turneu. Ne-am întors cu toții acum în lumea minunată în care orice se poate întâmpla peste noapte, căci atunci când miracolele își fac apariția, ele apar rapid. Să devenim așadar conștienți de miracole și să ne pregătim pentru miracole, să așteptăm miracole, iar atunci le vom invita în viața noastră. Poate că ai nevoie de un miracol financiar. Există o resursă disponibilă pentru fiecare solicitare. Prin credință activă, prin rostirea cuvântului și prin intuiție, dobândim acces la această resursă invizibilă. Am să vă dau un exemplu. Una dintre studentele mele s-a trezit aproape fără niciun ban și avea nevoie de o mie de dolari. Cândva avusese foarte mulți bani și posesiuni importante, dar nu-i mai rămăseseră nimic în afară de un șal de hermină. Niciun comerciant de blănuri nu voia să-i ofere prea mult în schimbul lui. Am rostit cuvântul ca el să fie vândut persoanei potrivite, la prețul potrivit sau ca banii necesari să vină pe altă cale. Era necesar ca banii să apară fără întârziere, nu era vreme pentru griji sau pentru calcule raționale. Se afla pe stradă și își rostea afirmațiile. Era o zi ploioasă și a zis în sinea ei, am să dau dovadă de credință activă în resursa mea invizibilă luând un taxi. Intuiția aceasta a fost una foarte puternică. Pe când cobora din mașină, a văzut o femeie care aștepta să urce în același taxi. Era o prietenă veche de ale ei, una foarte drăguță. Aceasta a luat taxiul pentru prima dată în viață, pentru că Rolls Royce-ul ei avea o problemă după amiaza aceea. O stat de vorbă, iar prietena mea a vorbit despre șalul de Hermină. O, oh, îți ofer o mie de dolari pentru el, iar în după amiaza aceea prietena mea avea cecul. Căile domnului sunt ingenioase, metodele sale sunt sigure. O studentă mi-a scris zilele trecute că a folosit afirmația aceasta: Căile Domnului sunt ingenioase, metodele sale sunt sigure. O serie de contacte neașteptate au condus la o situație pe care și-o dorea. A privit uimită de felul în care funcționa legea. Demonstrațiile noastre vin de regulă într-o fracțiune de secundă. Totul este sincronizat cu o precizie uimitoare în mintea divină. Studenta mea a coborât din taxi tocmai când prietena ei s-a oprit ca să urce. O secundă mai târziu ar fi oprit un alt taxi. Omului îi revine sarcina de a fi foarte atent la intuițiile și impulsurile de moment, căci pe calea magică a intuiției se află toate lucrurile pe care și le dorește sau de care are nevoie. În Biblia cititorului modern al lui Malton, Cartea Psalmilor este considerată o expresie a poeziei lirice. Meditația muzicală, care reprezintă esența versurilor, se poate manifesta doar într-un mediu superior spiritului Evlavios, care se înalță în același timp în slujba Domnului și se revarsă asupra tuturor aspectelor vieții active și contemplative. Psalmii sunt totodată documente omenești iar eu am selectat psalmul 76 pentru că acesta oferă imaginea omului disperat care, pe măsură ce contemplă minunile Domnului, simte cum credința și siguranța sunt restabilite în sufletul lui. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și-a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, sufletul n-a vrut să se mângâie. Oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu? Sau va închide în mâinile lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg. Aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeule! în sfințenie este calea ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Izbăvit ai cu brațul tău poporul tău. Aceasta este o imagine a stării prin care trece studentul în căutarea adevărului atunci când se confruntă cu o problemă. E asaltat de gânduri dominate de îndoială, frică și disperare. Apoi o afirmație adevărului îi luminează conștiința. Căile Domnului sunt ingenioase, metodele sale sunt sigure. Își amintește alte dificultăți pe care le-a depășit și încrederea lui în Dumnezeu este restabilită. Își spune, ceea ce Dumnezeu a făcut înainte va face pentru mine, ba chiar mai mult de atât. Stăteam de vorbă cu o prietenă, nu de mult timp, care mi-a spus: Aș fi chiar limitată dacă n-aș crede că Dumnezeu îmi poate rezolva problema. De atâtea ori până acum am avut parte de lucruri minunate. Știu că voi avea parte și de acum înainte. Așadar, rezumatul Psalmului 76 sună cam așa: Ceea ce Dumnezeu a făcut înainte, face acum pentru mine, ba chiar mai mult de atât. E bine să rostești afirmația aceasta când te gândești la succesele tale din trecut, la momentele de fericire sau de bogăție din trecutul tău. Orice pierdere vine din închipuirile tale eronate, din frica de pierderi care s-a strecurat în conștiința ta. Ți-ai purtat poverile și ți-ai dus luptele, ai raționat în loc să rămâi pe calea minunată a intuiției. Dar, cât ai clipi, totul îți va fi redat, căci așa cum spun cei din Orient, ceea ce Allah a dat nu poate fi împuținat. Acum revin la starea de conștiință a copilăriei, dar ai grijă să nu trăiești în copilăria din trecut. Cunosc oameni care nu-și amintesc din copilărie decât momentele fericite. Niciodată cerul n-a fost atât de albastru ca atunci, nici iarba n-a mai fost atât de verde. În felul acesta ratează oportunitățile minunatei clipe de acum. Am să relatez o poveste amuzantă despre o prietenă care a locuit într-un orășel când era mică, iar după aceea s-a mutat cu familia într-un oraș mai mare. Întotdeauna se gândea la casa în care locuit sără prima dată ca la un palat, mare, spațios, strălucitor, peste mulți ani, când deja era adult, a avut ocazia de a vizita acea casă. A fost dezamăgită, căci i s-a părut mică, înghesuită și urâtă. Noțiunea ei de frumusețe se schimbase complet. În curtea din fața casei se afla un câine din fier, așa că familia acestei prietene a început să numească revenirea în trecut câinele de fier. Dacă te-ai întoarce în trecut și în cazul tău lucrurile ar sta la fel. Sora acestei prietene mi-a povestit și ea o experiență precum rezistența câinelui de fier pe care o avusese. Când avea vreo 16 ani, a întâlnit în străinătate un tânăr fermecător și romantic, un artist. Povestea lor de dragoste n-a durat mult, dar ea i-a vorbit mult despre această poveste bărbatului cu care s-a căsătorit după aceea. Anii au trecut, tânărul fermecător și romantic devenise un artist celebru și a venit aici în țară cu o expoziție personală. Prietena mea era foarte emoționată și a mers să-l întâlnească pentru a reînnoi prietenia. Însă, când a ajuns la expoziție, a găsit un om de afaceri corpolent, fără nicio legătură cu tânărul fermecător pe care îl știa ea. Când i-a povestit soțului ei lucrurile acestea. Tot ce i-a răspuns el a fost câinele de fier. Reține, acum e momentul potrivit. Astăzi este ziua, iar binele tău se poate ivi peste noapte. Privește minunându-te la ceea ce se află în fața ta. Suntem cuprinși de un sentiment de anticipare divină vă voi da ani de belșug în locul anilor în care au mâncat lăcustele. Acum fiecare să se gândească la binele care pare atât de greu de atins. Poate fi vorba de sănătate, bogăție, fericire sau expresie de sine perfectă. Nu te gândi cum poate fi binele tău realizat. Mulțumește doar că l-ai primit deja în planul invizibil și că astfel pașii care duc la manifestare sunt deja stabiliți. Fii pe deplin conștient de intuiția ta și dintr-o dată te vei trezi pe pământul făgăduinței. Privezi minunându-mă la ceea ce se află în fața mea. Capitolul 12 primește binele și înainte de a mă chema pe mine, eu le voi răspunde și grăind ei încă, eu îi voi fi ascultat, ni se spune în Isaia 65 cu 24. Primește binele. Acesta este un fel nou de a spune, înainte de a mă chema pe mine, eu le voi răspunde. Binele tău te precedă, este prezent înaintea ta. Dar cum să primești binele? Că ce ai nevoie de urechi care să audă și de ochi care să vadă, al minteri îți va scăpa. Unii oameni nu-și prind niciodată binele din urmă, toată viața. Aceștia spun, viața mea a fost mereu grea, n-am niciodată noroc de nimic. Aceștia sunt cei care n-au fost atenți să prindă oportunitățile atunci când li s-au ivit sau care din comoditate, nu și-au ajuns binele din urmă. O femeie le-a mărturisit unor prietene că nu mâncase de trei zile. Acestea au apelat la diverse persoane, cerându-le să îi găsească un loc de muncă. Însă ea a refuzat ofertele. Le-a spus că nu se trezește niciodată înainte de prânz, pentru că îi plăcea să stea în pat și să citească reviste. Ce voia ea, de fapt, era ca oamenii să o ajute cu bani în timp ce ea citea Vogue și Harper's Bazaar. Trebuie să fim atenți să nu ne lăsăm cuprinși de spiritul leneș. Repetă afirmația, sunt foarte atent sau atentă la binele meu, nu ratez nicio ocazie. Majoritatea oamenilor sunt doar pe jumătate atenți la binele lor, o studentă mi-a spus, dacă nu-mi urmezi intuiția, dau mereu de necaz. Am să relatez povestea unei femei, una dintre studentele mele, care și-a urmat intuiția, iar acest lucru a condus la rezultate uimitoare. Niște prieteni care locuiau într-un oraș din apropiere au chemat-o la ei în vizită. Avea foarte puțin bani. Când a ajuns la destinație, a găsit casa încuiată. Aceștia erau plecați din oraș. A fost cuprinsă de disperare, însă după aceea a început să se roage zicând, inteligență infinită, dă-mi un semn prin care să-mi spui ce să fac. În conștiința ei a apărut numele unui anumit hotel. Acesta a persistat, părând scris cu litere mari. Ea avea bani doar ca să se întoarcă în New York și să ajungă la hotelul acela. Când a dat să intre în hotel, s-a întâlnit cu o veche prietenă pe care nu mai văzuse de mulți ani și pe care a salutat-o cu căldură. Aceasta a explicat că locuia la hotelul respectiv, dar că acum tocmai pleca din oraș pentru mai multe luni și a adăugat De ce nu vii să stai în camera mea cât timp sunt eu plecată? În fond, nu o să te coste niciun ban. Prietena mea a acceptat recunoscătoare și a fost uimită de modul de funcționare al legii spirituale. Își prinsese binele din urmă ascultând de intuiția ei. Orice impuls vine ca urmare a dorinței. Știința actuală se apropie de teoria dorinței a lui Lamarck. Acesta susține că păsările nu zboară pentru că au aripi, ci au aripi deoarece au vrut să zboare. Zborul este un rezultat al impulsului dorinței emoționale. Gândește-te la puterea irezistibilă a gândului însoțit de o viziune clară. Mulți oameni sunt mai mereu în ceață, luând decizii greșite și alegând calea greșită. În febra cumpărăturilor de Crăciun, menajera mea i-a spus vânzătoarei de la unul dintre magazinele mari, bănuiesc că astăzi este cea mai aglomerată zi din an. Aceasta i-a răspuns, a, nu, Ziua de după Crăciun este cea mai aglomerată zi, pentru că atunci oamenii aduc înapoi majoritatea lucrurilor cumpărate. Sute de oameni aleg un cadou nepotrivit doar pentru că nu și-au ascultat intuiția. Indiferent ce faci, cere îndrumare. În felul acesta vei economisi timp și energie, și adesea o viață întreagă de nefericire orice suferință vine din nesocotirea intuiției tale. Dacă nu intuiția este cea care construiește casa, atunci cei care muncesc la zidirea ei lucrează în zadar. Obișnuiește-te să-ți asculți intuiția și atunci vei fi întotdeauna pe calea magică. Și înainte de a mă chema pe mine, eu le voi răspunde. Și grăind ei încă, eu îi voi fi ascultat. Lucrând cu legea spirituală, aducem la înfăptuire ceea ce deja există. În mintea universală, acel lucru există ca idee, dar se cristalizează în realitate printr-o dorință sinceră. Ideea de pasăre era o idee perfectă în mintea divină. Peștii au prins ideea și și-au dorit să devină păsări iar dorința lor a devenit realitate. Dorințele tale îți dau aripi. Ar trebui să înfăptuim cu toții niște lucruri aparent imposibile. Una dintre afirmațiile mele este Neprevăzutul se întâmplă, binele meu aparent imposibil se înfăptuiește acum. Nu amplifica obstacolele, Amplifică-l pe Domnul, adică amplifică puterea lui Dumnezeu. În general, oamenii vor insista asupra tuturor obstacolelor care împiedică binele lor să se înfăptuiască. Ești una cu ceea ce observi. Prin urmare, dacă le acorzi obstacolelor toată atenția, acestea vor fi din ce în ce mai mari acordă-i lui Dumnezeu toată atenția. Repetă în sinea ta, în fața obstacolelor, căile lui Dumnezeu sunt ingenioase, metodele sale sunt sigure. Puterea lui Dumnezeu este invincibilă, deși invizibilă. Strigă către mine că eu îți voi răspunde și îți voi arăta lucruri mari și nepătrunse pe care tu nu le știi. Când vrem să demonstrăm binele nostru, trebuie să ne îndepărtăm privirea de la aparențele adverse. Nu judeca niciodată după aparențe. Alege o afirmație care îți va da un sentiment de siguranță. Brațul lung al lui Dumnezeu se întinde peste oameni și condiții, controlând situația și apărându-mi interesele. Mi s-a cerut să rostesc cuvântul pentru un bărbat care urma să aibă un interviu cu o persoană aparent lipsită de scrupule. Am folosit afirmația, iar dreptatea și corectitudinea au fost rezultatul acelei situații, chiar în timp ce eu rosteam afirmația. Cu toții am auzit fragmentul următor din pildele lui Solomon. Așteptarea prea îndelungată îmbolnăvește inima. Iar dorința împlinită este pom al vieții. Când ne dorim ceva cu adevărat, fără neliniște, dorința se cristalizează în realitate, căci ne armonizăm cu ea. Îți voi împlini ție dorințele drepte ale inimitale. Dorințele egoiste, dorințele care fac rău celorlalți, se întorc întotdeauna și îi fac rău celui care le a transmis. O dorință dreaptă ar putea fi numită un eco al infinitului. Ea reprezintă deja o idee perfectă în mintea divină. Toți inventatorii ajung din urmă ideile articolelor pe care le inventează. În cartea mea, Jocul vieții și cum să-l joci, spun că telefonul îl căuta pe bel. Adeseori, doi oameni descoperă aceleași invenții în același timp. Au intrat amândoi în rezonanță cu aceeași idee. Cel mai important lucru în viață este să îndeplinești planul divin. La fel cum imaginea stejarului se află în ghindă, proiectul divin al vieții tale se află în mintea ta supraconștientă și trebuie să realizezi șablonul perfect în acțiunile tale. Vei duce atunci o viață magică. Pentru că în proiectul divin toate condițiile sunt permanent perfecte. Oamenii sfidează proiectul divin atunci când nu sunt atenți la binele lor. Poate că femeia care -a îi plăcea să stea în pat aproape toată ziua și să citească reviste ar trebui să scrie pentru reviste, dar obiceiul ei de a lenevi i-a amorțit dorința de a avansa peștii care și-au dorit să aibă aripi au fost vigilenți și atenți, nu și-au irosit zilele. Trezește-te tu, cel care dormi, și mergi în căutarea binelui tău. Strigă către mine că eu îți voi răspunde și îți voi arăta lucruri mari și nepătrunse pe care tu nu le știi. Acum îmi prind binele din urmă, căci înainte de a chema eu, mi s-a răspuns. Capitolul 13. Râuri în deșert Iată că eu fac un lucru nou, el dă muguri. Nu-l vedeți voi oare? Croi voi în deșert o cale, în loc uscat izvoare de apă, ni se spune în Isaia 43 cu 19. În capitolul 43 din Isaia există multe afirmații minunate care arată puterea irezistibilă a inteligenței supreme, care vine în sprijinul omului la necaz. Oricât de imposibilă ar părea o situație, inteligența infinită cunoaște calea de ieșire. Lucrând cu puterea divină, omul devine necondiționat și absolut să devenim conștienți de această putere ascunsă la care putem apela în orice moment. Intră în contact cu inteligența divină, adică cu Dumnezeul din tine, și orice aparență a răului se va evapora, căci ea vine din închipuirile de șarte ale omului. La cursurile mele sunt adesea întrebată, cum stabilești un contact conștient cu această putere invincibilă? Răspunsul prin intermediul cuvântului. Din cuvintele tale vei fi găsit drept. Sutașul i-a spus lui Isus Hristos, „Zic cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Oricine va chema numele Domnului se va mântui. Observă cuvântul chema. Îl chem pe Domnul sau legea atunci când face o afirmație a adevărului. Așa cum spun de fiecare dată, Alege o afirmație cu care rezonezi, adică una care îți dă un sentiment de siguranță. Oamenii sunt înrobiți de ideea de lipsuri: lipsa iubirii, lipsa banilor, lipsa unui partener, lipsa sănătății și așa mai departe. Ei sunt înrobiți de ideea de interferență și de neterminare. Dorm și visează visul Adamic. Adam omul universal a mâncat din maia pomul cunoașterii și a văzut două puteri, binele și răul. Misiunea lui Hristos era aceea de a-i trezi pe oameni și a-i face conștienți de adevărul unei singure puteri, cea a lui Dumnezeu. Deșteaptă-te cel ce dormi! Dacă îți lipsește binele, înseamnă că încă nu te-ai trezit pentru a-l conștientiza. Cum te trezești din visul Adamic al opușilor după ce ai dormit buștean în gândurile haotice vreme de sute de ani? Isus Hristos spunea: Dacă doi dintre voi se vor învoi, se va da lor. Este legea învoirii. Este aproape imposibil să vezi clar binele tău de unul singur. Atunci e necesar vindecătorul, practicianul sau prietenul. Majoritatea oamenilor de succes spun că au reușit datorită faptului că soțiile lor au crezut în ei. Voi cita dintr-un ziar actual în care sunt redate cuvintele prin care Walter Chrysler recunoștea meritele soției lui. Nimic nu mi-a adus mai multă satisfacție în viață decât felul în care soția mea a crezut în mine încă de la început, de-a lungul acelor ani. Mi se părea, mai spunea el, Că nu puteam face pe nimeni altcineva, în afară de Dela, să înțeleagă că sunt ambițios. Ei îi spuneam și ea dădea din cap afirmativ. Cred că am îndrăznit chiar să-i spun că intenționam să ajung într-o zi mecanic șef. Ea i-a arătat întotdeauna susținere pentru ambițiile lui. Vorbește despre afacerile tale cât mai puțin posibil și chiar și atunci. Numai celor care îți vor oferi încurajare și inspirație. Lumea e plină de oameni care sunt gata să-ți spună că nu se poate, ținte-și prea sus. În timp ce oamenii stau și discută în cadrul întâlnirilor adevărului, adeseori un cuvânt sau o idee deschide o cale prin pustie. Sigur că Biblia vorbește despre stări de conștiință. Ești în pustie sau în deșert atunci când nu ești în armonie când ești furios, plin de resentimente, temător sau nehotărât. Nehotărârea este cauza multor boli, faptul de a fi incapabil să te hotărăști într-o direcție sau alta. Într-o zi, pe când mă aflam în autobuz, o femeie a oprit autobuzul și l-a întrebat pe șofer încotro mergea. Acesta i-a spus, dar ea era indecisă. A urcat o treaptă, pe urmă au coborât la loc, după aceea a urcat iar o treaptă. Șoferul s-a întors către ea și i-a spus, Doamnă, hotărăște-te odată. La fel este și în cazul multor oameni. Domnilor, doamnelor, hotărâți-vă odată. Un om intuitiv nu e niciodată nehotărât. El primește indicii pe calea intuiției și pășește înainte cu îndrăzneală, știind că se află pe calea magică. În căutarea adevărului cerem întotdeauna indicii clare privitoare la ce trebuie să facem. Întotdeauna vei primi un astfel de indiciu dacă îl ceri. Uneori vine sub formă de intuiție, alteori sub forma unei situații exterioare. Una dintre studentele mele, pe nume Ada, se afla pe stradă și nu putea să se hotărască dacă să meargă sau nu într-un anumit loc. A cerut un indiciu. Două femei mergeau în fața ei. Una dintre ele s-a întors către cealaltă și a zis: De ce nu te duci, Ada? Pe femeia aceea o chemat tot Ada, iar prietena mea a luat asta ca pe un indiciu clar și s-a dus la destinație, iar rezultatul a fost unul foarte bun. Trăim într-adevăr vieți magice, îndrumate și susținute la fiecare pas, dacă avem urechi de auzit și ochi de văzut. Sigur că am părăsit planul intelectului și ne-am conectat la supraconștient la Dumnezeul din noi care spune, aceasta este calea, mergeți pe ea. Tot ceea ce trebuie să știți va fi dezvăluit, tot ceea ce îți lipsește ți va fi oferit. Așa zice Domnul, cel ce croiește drum pe mare și cărare pe întinsele ape. Nu vă mai amintiți de întâmplările trecute și nu mai luați în seamă lucrurile de altă dată. Oamenii care trăiesc în trecut au întrerupt legătura cu minunatul moment de acum. Dumnezeu cunoaște numai clipa de acum. Acum e momentul potrivit. Azi e ziua cea mare. Mulți oameni duc vieți limitate, acumulând sau economisind, temându-se să folosească ceea ce au. Lucrul acesta le aduce și mai multe lipsuri și limitări. Dau exemplul unei femei care trăia într-un orășel. Abia mai vedea să meargă și avea foarte puțin bani. O prietenă mărinimoasă a dus-o la un oftalmolog și a cumpărat o pereche de ochelari, iar asta i-a permis să vadă perfect. Peste o, o vreme, prietena respectivă a întâlnit-o din nou pe stradă, iar femeia nu purta ochelarii, așa că a întrebat-o, unde sunt ochelarii? Femeia a răspuns, doar nu credeai că o să-i port toată ziua să-i stric, îi port doar duminica. Trebuie să trăiești în prezent și să fii foarte atent la oportunitățile tale iată că eu fac un lucru nou, el dă muguri, nu-l vedeți voi oare, croi voi în deșert o cale, în loc scat izvoare de apă. Mesajul acesta îi este destinat individului. Gândește-te la problema ta și fi convins că inteligența infinită cunoaște calea către rezolvarea ei. Spun calea pentru că, înainte ca tu să fii chemat, ți s-a răspuns. Împlinirea precedă întotdeauna cererea. Dumnezeu este Cel care oferă, precum și darul, iar El creează acum propriile canale uimitoare. Atunci când cer să se manifeste planul divin al vieții tale, ești la adăpost de obținerea acelor lucruri care nu sunt în planul divin. Poate crezi că fericirea ta depinde în întregime de dobândirea unui anumit lucru în viață. Ulterior, aduci laudă Domnului pentru că n-ai primit acel lucru. Uneori ești ispitit să urmezi mintea rațională și te opui cu argumente intuițiilor tale, când brusc mâna destinului te împinge acolo unde ți este locul și o face prin grație divină, astfel că tu te afli din nou pe calea magică. Ești acum foarte atent la binele tău, ai urechi de auzit, și ochi care văd calea împlinirii. Geniul din mine e eliberat. Acum îmi împlinesc destinul. Capitolul 14. Semnificația profundă a poveștii albă ca zăpada și cei șapte pitici. Mi s-a cerut să ofer o interpretare metafizică a bazmului albă ca zăpada și cei șapte pitici, scrisă de frații Grimm. Este uimitor cum acest desen animat bazat pe un basm a impresionat New Yorkul și întreaga țară, datorită geniului lui Walt Disney. Basmul acesta a fost scris pentru copii, dar adulții au umplut cinematografele. Asta se datorează faptului că basmele provin din legende vechi ale Persiei, ale Indiei și Egiptului, care sunt întemeiate pe adevăr. Albă ca zăpada, mica prințesă are o mamă vitregă care este geloasă pe ea. Ideea aceasta de mamă vitregă crudă apare și în cenușărea sa. Aproape fiecare om are o mamă vitregă. Această mamă vitregă crudă este un tipar de gândire negativă pe care ți l-ai format în subconștient. Cruda mamă vitregă a albei ca zăpada este geloasă pe ea și o ține mereu în zdrențe și interzice orice bucurie. Toate tiparele crude de gândire fac asta. Cruda mamă vitregă își consultă oglinda magică în fiecare zi spunând: Oglindă, oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă din țară? Într-o zi, oglinda îi răspunde: Frumoasă ești creiasă, dar albă ca zăpada e mai frumoasă decât tine. Aceasta o umple de furie pe regină, astfel că decide să o trimită pe albă ca zăpada în pădure, unde să fie omorâtă de unul dintre slujitorii ei. Însă, slujitorului se face milă când fata îl imploră să-i cruțe viața, așa că o abandonează în pădure și se întoarce la palat. Pădurea e plină cu animale sălbatice, cu multe capcane și pericole. Albă ca zăpada cade la pământ, înfricoșată. Și cum stăia acolo, în jurul ei, începe să se înfiri pe un spectacol dintre cele mai neobișnuite. Zeci de animale și păsări își fac apariția: iepuri, veverițe, căprioare, castori, ratoni. Albă ca zăpada deschide ochii și îi salută bucuroasă. Sunt cu toții foarte prietenoși și atractivi. Le spune povestea ei, iar aceștia o conduc la o căsuță în care ea își va găsi să lași. Aceste păsări și animale prietenoase simbolizează intuiția noastră, care este întotdeauna gata să te scoată din întunericul pădurii. Căsuța aparține celor șapte pitici. Totul e în dezordine, așa că albă ca zăpada și prietenii ei din lumea necuvântătoarelor încep să facă curat. Veverițele șterg praful cu coada păsările agață lucrurile în cui, folosind coarnele cerbului pe post de cuier pentru pălării. Când cei șapte pitici vin acasă de la mină, unde săpau după aur, aceștia descoperă schimbarea, iar în cele din urmă o descoperă și pe albă ca zăpada, dormind pe unul dintre paturi. Dimineața, ea le spune povestea ei, rămâne să aibă grijă de casă și să le facă de mâncare și este foarte fericită. Cei șapte pitici simbolizează forțele protectoare din jurul nostru. Între timp, mama vitregă întreabă din nou oglinda, iar aceasta îi spune: peste dealuri, în umbra verde a pădurii, acolo unde cei șapte pitici își au sălaș, albă ca zăpada își ascunde chipul, iar ea e creiasă, mult mai frumoasă decât tine. Aceasta o mânie din cale afară pe regină. Așa că se deghizează într-o vrăjitoare și pleacă spre albă ca zăpada cu un măr otrăvit la ea. O găsește în casa celor șapte pitici și o ispitește cu mărul mare și roșu. Păsările și animalele se străduie să-i spună să nu se atingă de ele. Ele încearcă să-i trezească intuiția de a nu mânca din măr. Aleargă de colo-colo disperate dar albă ca zăpada nu rezistă ispitei și mușcă din el. Se prăbușește imediat la pământ, aparent moartă. Acum toate păsărelele și animalele dau fuga să-i aducă pe cei șapte pitici ca să o salveze, însă e prea târziu, albă ca zăpada zace fără viață. Cu toții își înclină căpșoarele îndurerate. Atunci, brusc, apare prințul, o sărută pe albă ca zăpada, iar ea revine la viață se căsătoresc și trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți. Regina, cruda mamă vitregă, e luată pe sus de o furtună teribilă. Vechiul tipar de gândire e dizolvat și risipit pentru totdeauna. Prințul simbolizează planul divin al vieții tale. Atunci când te trezește din somnul minții, trăiești fericit până la adânci bătrâneți. Aceasta este povestea care a fascinat New Yorkul și întreaga țară. Află care este forma de tiranie pe care cruda ta mamă vitregă o îmbracă în subconștientul tău. Este vorba despre o convingere negativă care își face simțită prezența în toate aspectele vieții tale. Îi auzim adesea pe oameni spunând, norocul vine întotdeauna prea târziu la mine. Am pierdut foarte multe oportunități. Trebuie să inversăm modul acesta de gândire și să repetăm: sunt foarte atent la norocul meu, nu îl ratez niciodată. Trebuie să acoperim sugestiile jalnice venite din partea crudei mame vitrege. Vigilența permanentă e prețul pe care trebuie să-l plătim pentru a ne elibera de aceste tipare de gândire negative. Nimic nu poate stingheri, nimic nu poate întârzia manifestarea planului divin. Al vieții mele. Lumina luminilor se răspândește pe drumul meu, dezvăluind calea împlinirii. Dragilor, acesta a fost și ultimul capitol din cartea Ușa secretă către succes. Sper că v-a plăcut întreaga carte. Găsiți celelalte capitole în playlist aici pe acest canal. Vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare să așteptați și acest ultim capitol și bineînțeles, până la următorul filmuleț, dragilor, să avem cu toții pace în suflet!